Mulțumesc, colegilor, asistență, vă spunem la toți bună ziua. Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la ședința lărgită a Consiliului de Administrare a Congresului Autorităților Locale din Moldova. Ne bucur foarte mult prezența aici cu noi a domnului prim-ministru, Pavel Filip, și sigur că în această ședință lucrativă ne dorim împreună cu dumneavoastră să abordăm acele chestiuni importante ale autorităților publice locale. Ne dorim ca această ședință să fie una constructivă, dar cu abordarea acelor probleme cu care se confruntă autoritățile publice locale. Și sigur că ne dorim ca această ședință să fie o ședință care ne-a oferit nouă autorităților publice locale mai multă lumină, mai multă încurajare, prin care noi am putea să facem față acelor probleme cu care se confruntă cetățenii noștri la nivel local. Suntem cu toții în perioada... suntem într-o perioadă când finalizăm activitatea noastră pentru acest an, suntem în perioada când autoritățile publice locale, majoritatea din noi, au aprobat bugetele locale pentru anul 2017 și mulți din noi, sigur că am concluzionat că aceste bugete nu ne încurajează, aceste bugete nu ne va oferi posibilitatea să oferim mai multe posibilități, mai multe servicii pentru localitățile noastre. Aceste bugete sunt atât de austere încât noi ne gândim cum am putea oferi și a dezvolta mai multe proiecte de dezvoltare locală și anume drumuri, apă, canalizare, nemai vorbim și de alte probleme ce ține de motivația tuturor celor care lucrează în administrația publică locală. Domnule prim-ministru, noi ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră, la inițiativa dumneavoastră, de fapt, a venit această dorință de a participa în această ședință noastră lărgită și vreau să constat că în ultima perioadă noi am avut o deschidere din partea dumneavoastră în abordarea și în participarea noastră la nivel central, dar credem noi că trebuie și mai mult astăzi să stabilim cu dumneavoastră posibilitatea ca să fim nu numai auziți, dar împreună cu Guvernul, cu Parlamentul, să venim cu decizii în schimbare, papabile și sigur că ne mai dorim ca dumneavoastră astăzi să aveți și răbdarea și posibilitatea de a auzi vocea primarilor noștri, cei care de fapt în fiecare zi sunt în fața problemelor cetățeanului, cei care de multe ori își doresc foarte mult, dar nu reușesc pentru că nu au acele posibilități. Deci, ca să fim cât mai constructivi și mai efectivi, o să rog toți cei care vor vorbi astăzi și se vor expune să nu ne repetăm, dar să abordăm probleme generale cu care se confruntă toate autoritățile publice locale. Înainte de aceasta, dacă permiteți, stimați colegi, o să-i ofer cuvântul cu un raport domnului Furdui Viorel, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, după care o să creăm o discuție prin care și domnul prim-ministru va putea să se expună sau să intervină și desigur că ne dorim ca această ședință să fie cât mai efectivă și ne dorim ca în anul 2017 să intrăm cu dumneavoastră împreună cu mai mare încurajare. Deci vă salut încă o dată și ne dorim o ședință cât mai productivă. Vreau să vă comunic că astăzi sunt prezenți aici peste 130 de primari din toate regiunile Republicii Moldova. Primari de orașe, de sate, municipii. Mulțumim, doamna președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi. Cu siguranță, eu nu o să fac un raport plictisitor, care cred că noi ne-am adunat astăzi pentru altceva, doar aș vrea să punctez câteva lucruri ca să dăm start acestei discuții.
care noi foarte mult sperăm ca să se finalizeze niște rezultate și informații pozitive pentru autoritățile locale. Și în primul rând, știți, noi, Congresul Autorităților Locale, efectuează monitorizarea situației în permanent în ce privește cum se schimbă lucrurile în domeniul nostru, domeniul decentralizării și autorității autonomiei locale. Și aici eu doar aș vrea să mă refer la câteva blocuri de probleme care sunt importante și la care noi trebuie cu toții împreună să ne gândim cum le soluționăm. În primul rând, eu din stat, sigur că aș vrea să atrag atenție la primul bloc de probleme pe care noi avem atât rezultate pozitive, cât și rezultate mai, spun eu așa, mai avem încă loc pentru mai bine. Și aici, cred că aș vrea să mă refer în primul rând la blocul acesta legat de dialogul instituționalizat între puterea locală și cea centrală. Eu cred că foarte multe lucruri în Republica Moldova pornesc de aici. Dacă ar exista până la sfârșit un dialog instituționalizat la toate nivelele, atunci noi am depășit foarte rapid și foarte constructiv toate mai multe probleme. Eu vreau să vă menționez, din punct de vedere al ultimii perioade de timp, noi constatăm și atestăm o situație și o îmbunătățire pe planul relației între Congresul Autorităților Locale și Guvernul Cancelarii de Stat. Aici noi trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi am început să participăm la ședințele Guvernului, am început să vocea noastră, rar, dar cred că bine este auzit acolo, am mai reușit să ajungem la niște lucruri destul de constructive. Însă la ce aș vrea să atrag atenție, că totuși acest dialog și acest mecanism de consultare încă nu este perfect. El nu s-a extins pe toate instituțiile guvernamentale și, din păcate, cu majoritatea ministerilor, să spunem așa. Acest dialog este mai mult așa ad hoc și pe măsură în care apar problemele. Și aici noi avem discutat foarte mult, deoarece în rezultatul acestei lipsi de mecanism foarte bine stabilit, noi nu avem, sau apar foarte multe situații când apar niște acte normative neconsultate și care dăunează, cred că, interesul și a autorităților locale, dar și celor centrale. A doilea bloc important de probleme, domnule prim-ministru, stimați colegi, eu cred că la care trebuie să atragem cu toții împreună este ceea ce ne interesează cel mai tare. Este consolidarea bazei financiare și fiscale locale. Este cea mai mare și cea mai gravă problemă și noi avem cele mai mari instanțe aici. Acest lucru nu este doar o constatare a Congresului Autorităților Locale, dar noi știm foarte bine că este recunoscut și de guvern. Și inclusiv prin actele adoptate și strategia privind descentralizarea, strategia reformei administrației publice, dar și legea bugetului de stat. Recunoaște expres faptul că noi avem restanțe mari la capitolul descentralizare financiară. Anume aici, unde sunt lucruri foarte reale și complete pentru autoritățile locale. Și atât la capitolul ăsta, eu aș vrea să atrag atenție la un lucru. Noi, într-adevăr, în ultima jumătate de an, poate mai mult chiar, am avut niște progrese importante. A fost adoptat, am menționat dialogul, au fost adoptate niște legi foarte importante, știți cu toții, legea prin care se schimbă destinația terenurilor, legea prin care se dă acces autorităților locale la Curtea Constituțională, mai sunt mai multe acte normative în acest sens, acum se lucrează intensiv și s-a adoptat chiar mai multe regulamente care ar trebui să ușureze înregistrarea bunurilor imobile și evaluarea lor. Vreau să spun, astăzi, după câte cunosc, a fost adoptată chiar politica bugetară fiscală, care conține unele elemente importante ce țin de autonomie locală. Însă, la ce aș vrea să atrag atenție? Dacă noi privim în ansamblu situația, deoarece vine perioada, apropo, că o să trebuie să se raportăm la instituțiile internaționale și inclusiv la Consiliul Europei în ianuarie, sau februarie, va fi o ședință specială. Eu vreau să spun că, în ansamblu, noi așa impresie parcă ne oprim undeva la adoptarea actelor normative, la unele lucruri importante și progresive, dar atunci când ajunge să discutăm niște chestiuni foarte serioase, cum este, de exemplu, descentralizarea financiară și exemplu
este și situația cu fondul rutier, modul cum se repartizează de 10 de ani acest fond și cât de greu se mișcă, eu știu, lucrurile pe această direcție, iată aici sunt cele mai mari probleme. Cu alte cuvinte, când vorbim despre niște efecte palpabile și cu adevărat efecte pe care să le resimte și administrația locală, dar și în primul rând, sigur că cetățenii, iată aici sunt cele mai mari blocaje. Deci credem noi că astăzi este o ocazie foarte bună și cu toții cunoaștem care este situația, să discutăm una din soluțiile care ar putea fi identificat și, de fapt, promovat, că tot e pregătit și care se referă la modul cum se distribuie acest fond rutier. A doilea bloc de probleme, care cred că a fost neglijat și la care trebuie de atras atenție, sau mai degrabă a treilea bloc, cum am spus, este situația care vizează condițiile de muncă în administrația locală. Domnule prim-ministru, stimați colegi, știți foarte bine că e un dezastru. Autoritățile locale rămân fără specialiști, deja sunt fără specialiști și problema este nu numai în salarizare, care vizează probabil într-o anumită măsură și la nivel central, dar e problema că absolut nu se înțelege numai la nivel central că administrația locală are specificul său. Ea beneficiază de autonomie organizațională, ea poate, dacă lucrează efectiv, avea venituri proprii și care i-ar permite să aibă o politică proprie de cadre. Și în acest sens, noi credem că în contextul ăsta, și colegii o să se referă la acest aspect, cu siguranță noi avem ce discuta, deoarece noi avem nevoie aici de anumite soluții pe direcția dată. Și nu în ultimul rând, dar aici eu cred că o să mă opresc, alt bloc de probleme este totuși relația autorităților locale cu organele de control. La noi se creează impresia, dar aceasta deja e o experiență de mai mulți ani, că la noi organele de control sunt nu pentru a, eu știu, ajuta administrația locală sau organele care lucrează sau toate instituțiile publice în ceea ce privește respectarea legislației, în ceea ce privește ușurarea condițiilor de lucru și așa mai departe. Dar în mare parte se pune accentul pe control și pe presiune, pornind de la prezumția vinovăției a celor din administrația locală, dar nu pornind de la prezumția nevinovăției și bunei credințe pe care o manifestă autoritățile locale. Noi avem aici foarte, foarte mari probleme. Noi știm că guvernul lucrează și destul de efectiv, nu mi se pare, în privința relației cu mediul de afaceri și a controlelor în domeniul dat. Însă, ceea ce se întâmplă în administrația locală, și printr-o frată o să vă spun, o să spună tot, când atunci când vine cineva, fie de la inspecția financiară, fie de la curtea de conturi, fie de la, cine mai sunt acolo, procuratură, și așa mai departe, haideți, domn primar, să vă punem amendă din stat, pentru că oricum ați încălcat, știți? Așa sunt principiile, cumva, de conlucrare. Prin urmare, eu aici aș vrea să mă opresc cu ceea ce privește caracteristica generală a situației, pentru că, repet, este important să discutăm astăzi puțin și alte lucruri. Noi avem împreună foarte mult de lucrat. Noi avem o șansă, domnule prim-ministru, stimați colegi, ca niciodată, ca să facem un pas foarte important înainte. Și aici eu mă refer atât la aspectele care le-am menționat mai sus, dar și mai ales în ceea ce privește fondul rutier. Nouă ni se pare, acum niciodată, cum n-a fost niciodată, există o șansă pentru noi toți împreună să facem așa ca satele și orașele noastre să se schimbe la față. Asta nu sunt cuvinte goale, pentru că o să vedeți astăzi toți colegii o să menționeze acest lucru și o să demonstreze faptul că toate temerile care există în privința acestui nou mecanism care este propus astăzi, ele practic nu înșau temei. De ce, stimați colegi, cei care vă observați cuvântare, vă rugăm foarte mult să vă referiți în mod special la acest capitol, pentru
că știm foarte bine că domnul prim-ministru foarte bine înțelege situația și știe care este situația. Numai că noi trebuie să arătăm sau să expunem orice dubii în privința acestor argumente care noi le-am auzit în ultimele zile și de la partenerii noștri internaționali, dar și de la unii reprezentanți a administrației centrale, precum că autoritățile locale nu au capacități, că nu sunt efectivi, că banii nu o să fie folosiți în modul corespunzător și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc la tot succes! De fapt, ne dorim foarte mult ca această ședință și acest dialog să fie unul cât de productiv și eficient și abordările noastre să fie anume abordările generale. O să invit acum, s-a înscris cu luare de cuvânt domnul Constantin Cojocaru, primarul orașului Iedine. Să vă rog. Nu dragi primari, dragi colegi, onorate domnul prim-ministru, mai mari, eu în primul rând vreau să salut adunarea noastră toată de astăzi și anume componența respectivă. Să știți, domnul prim-ministru, că primarii chiar dacă sunt foarte diversi politic reprezentați, și astăzi, practic, în aceeași ca componentă suntem, noi apreciem tot timpul spiritul elementului centrilogic dat de domnul ministru cu nicio oară urmă, care a spus că o să încerc să găsesc posibilitatea celor sumilor pe alții de întâlnit. Practic, suntem în grafic, sunteți în grafic și acest lucru vorbește despre aceea că cuvântul dat este menținut. Cunoaște foarte bine că problemele sunt foarte multe și la sigur că nu o să ne rezolvăm pe toate deodată, într-o lună, într-un an, în 10 ani. De aceea noi conștientizăm ca nimeni altul că trebuie să existe un element sistemic, o sistemă deductibilă în contextul rezolvării problemelor. Cunoaștem foarte bine problemele la nivel central și ce se confruntă guvernul nostru astăzi. De ce vrem să vă asigurăm încă o dată, cum v-am asigurat și atunci când v-ați întâlnit cu ceva, cam jumătate de an în urmă cu noi, că aveți aici în sală, practic, adevărații parteneri care se vrea va fi parteneri și prezența dumneavoastră vorbește de aceea că rămânem a fi siguri parteneri. Noi pentru dumneavoastră, dumneavoastră pentru noi. Noi apreciem foarte mult spiritul dumneavoastră tehnocrat de a privi lucrurile anume prin această prismă și de a lăsa politicul doctrinar într-o parte, iar politica adevărată rămâne a fi fapta și lucrul făcut. Noi, fiind la sfârșit de an, încercăm să prioritizăm niște lucruri pentru noul an, de aceea am să încerc să rezumez cam cum vedem noi, primarii sau teritoriile, prioritățile cel puțin peste o lună, peste jumătate de an, peste un an și de ce nu peste trei. Pentru că, în esență, cam patru ani ne spune că trebuie să ne prioritizăm cam pe un astfel de curs. Sunt lucruri care le-am putea atât de ușor scoate de pe organizat și rezolva, că nu trebuiește, practic, mult efort. Unu, a spus colegul Furdui despre fondul rutier. Noi nu atentăm de fel la bugetul de stat și de altfel salutăm că este primul guvern care aprobă bugetul de stat atunci când el trebuie să fie aprobat. Deci noi nu atentăm de fel la banii centrali. Estimativ am să vorbesc că cam 900 de milioane banii centrali rămân pentru dezvoltarea infrastructurii centrale și chiar salutăm că s-a făcut foarte mult în ultimii 5-6 ani pe această dimensiune. Drumurile centrale de bine de rău sunt mijloace. Noi, practic, nu atentăm de fel la banii raionali, nivelul 2. Pentru că cam vreo 600 de milioane cât sunt prevăzute pentru drumurile raionale, la 32 de raioane, după cât s-a și mai investit, pentru că s-a investit mult și în aceste drumuri, să recunoaștem. Practic, toate majoritatea legăturilor dintre raion și sate
sunt făcute astăzi. Eu am făcut un calcul la Edimet. Edimetul are 96 de kilometri drum local și numai 13 drumuri raionale pe care leagă cu satele limitrofe. Deci, dacă raionul revine cota parte din cele 600 cu 13 km, iar cele locale cu 96, dar până la moment s-a investit foarte puțin. Foarte puțin. Deci, probabil trebuie să ne, răspundem că cele 300 și ceva de milioane care noi le cerem cu bună credință pentru drumurile locale, trebuie să devină o prioritate. Poate și de aceea cetățenii noștri astăzi nu prea palpabil rădăcină, ca să spun, nu prea simt niște lucruri, pentru că am investit în elemente globale, dar nu am investit în cetățean. Noi suntem conștienți și suntem siguri că dumneavoastră veți fi primul premier din istoria Republicii Moldova care veți atrage atenția anume la acest aspect. Pentru că drumurile locale sunt cancerul administrației publice locale. Tot vin la primar și cer drumuri, dar în esență nimeni nu conștientizează, primarul nu are niciun bănuț pentru drumurile locale. Haideți în viitorii 2 ani pentru administrația centrală, 2 jumate pentru cea locală, să punem accentul pe acest lucru. Am calculat estimativ cam cât revine comunității Edineț, vreo 3 milioane, pentru că fiecare localitate, 90, 100 de mii, 300 de mii, fiecare va primi o anumită sumă. Dacă eu în Edineț, în 2 ani jumate, 3 să zicem, câte 3 drumuri, 3 milioane, câte 3 drumuri, eu fac 9 drumuri până la alegerile următoare. 6 până la cele parlamentare. Și consecutiv, fiecare primar la locul lui va face lucrul ăsta, credeți-mă că atitudinea față de noi ca primari, față de administrația centrală, dar și față de cea locală, pentru că cea locală nivelul 2, va fi cu totul altă. Deci, pornind de la asta, e un lucru care nu trebuie nimic făcut, pur și simplu să acceptăm mecanismul ăsta pe viitorii 2-3 ani. Credeți-ne că vom trăi cu totul în alte localități. Punct la această întrebare și cred că asta trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1 pentru anul în curs care va veni. Doar câteva lucruri așa foarte tangențial asupra căruia vreau să trag atenția. Duo care am putea o face, se vorbește astăzi mult despre amnistia care se face și care se încearcă a face pentru a se pune niște lucruri la punct. Eu personal nu am scris o declarație despre asta, dar consider că administrația publică locală are nevoie astăzi să fie amnistiate datoriile întreprinderilor municipale. Apă canal, gospodărie comunală, toate au niște tarife stabilite de administrația publică locală, care sunt prea politizate și sunt prea mici. Și de obicei le pun pe burtă, toate întreprinderile astea gâfâie astăzi. Noi riscăm, într-un an, doi, deja vedeți, la Bucănești rămân fără apă, practic. Și riscăm ca ele să fie puse pe burtă anume de acest lucru, că au foarte multe datorii față de stat. Deci, penalități sunt foarte mari. Penalități care se ridică la milioane. Eu cred că ar fi ideal și am putea face lucrurile astea odată cu amnistierea cu care se vorbește, să amnistiem datoriile întreprinderilor municipale, care prestează direct servicii comunității, omului direct. Și credeți-mă, ceea ce a făcut un președinte de al țării noastre în 2007, a dat un alt imbol dezvoltării propriu-zisei. Practic, nici o întreprindere municipală nu poate participa la careva concursul să se poată să se dezvolte, să câștige un careva tender undeva un concurs, pentru că el este înlădușit de aceste penalități care le are. Ar fi al doilea lucru care am putea să o trecem chiar acum aia foarte rapid și nu ar costa atât de mult, pentru că, practic, întreprinderile astea nu au de unde întoarce penalitățile cele care sunt deduite. Trei. Sigur că pe noi ne doare foarte mult pachetul nostru social. Deci, ieșirea la pensie a fost de la 70 și cât procent de acolo, am revenit la 40 și 2. Astăzi nu mai vorbim de lucrurile astea. Și înțelegem foarte bine de ce a fost necesar să fie lucrul ăsta. Dar atunci când cu două mâini se taie sau se ia, hai să încercăm să compatibilizăm în contextul ăsta niște lucruri. A spus domnul director executiv
despre salariile arhimici a lucrătorilor primării. Eu nu pot să înțeleg cum eu la Edineț dau bani pentru dezvoltarea apă canalului și deci întreprindere municipale de gospodărie comunală, directorul are salariul domnului primar. Economista care ia bani de la primărie și are salariul mai mare ca primarul. Nu zic salariul primar. Dar banii tot sunt de la noi de la primărie. Deci hai să facem cumva o regulă în domeniul ăsta și am putea o să o facem într-o perioadă de cel puțin jumătate de ani, zic lucrul ăsta. Pentru că este o chestie care trebuie să o vedem într-o eventuală perspectivă. Sunt niște lucruri foarte elementare, dar care pot mișca carul din loc și pot compatibiliza și pune lucrurile la locul lor. Sper că și colegii se vor mai referi la altceva, ceea ce doare mai mult. Doare mai mult, domnul prim-ministru, dar mă bucur că am găsit acel dialog. Încercăm să instituționalizăm sistemic, ca să devină sistemic, pentru că înțelegem foarte bine că guvernul este preocupat de reforme la nivel central, justiție, penitenciarii, cerințe care ne le pune partenerii de dezvoltare, dar credeți-ne, sunt lucruri care nu cere atât de mult efort, dar care pot schimba lucrurile. Ca numai să închei, a vorbit iar domnul director executiv despre capacități. Încerc să pun pe cântar cine are implementate cele mai multe proiecte în Republica Moldova. Din cele trei e APC, APL2, APL1. Mii, sute de mii la nivelul 1, pe locul 2 vine APC, cu reforme de sistem și cu proiecte de sistem, și tocmai pe locul 3 vine APL2. Nu vreau să spun în detrimentul colegilor, pentru că se încearcă niște lucruri. Dar asta vorbește despre aceea că, fără sursă financiară, dar se fac foarte multe lucruri la local și capacitățile sunt de potrivă. Rog să atenționăm anume acest lucru, domnul ministru, și să mișcăm împreună carul din loc. Credeți-ne, ne vrem și suntem siguri și ne-ați conștientizat că vom fi buni parteneri, noi pentru dumneavoastră și dumneavoastră pentru noi. Vă mulțumesc! Președinta Rețelei Femeilor în cadrul Congresului Fătăților Locale. Doar nu ne repetăm, vă rog. Da, bună ziua, domnule prim-ministru, doamna președinte. Am vorbit la audiență. Mulțumesc, încă o dată salut onorată audiență, domnule prim-ministru, doamna președinte. Sunt la cel de-al treilea mandat și îmi doresc foarte mult să ajung la sfârșitul acestui mandat cu satisfacția de a valorifica oricare șansă care mi este oferită pentru a îmbunătăți condițiile de trai a comunității în care locuiesc și pe care am onoarea să o conduc. Să finalizez proiecte care să fie durabile în localitate, care să aibă continuitate, să fie strategice, cu surse de finanțare bine determinate în perspectivă lungă. Noi, la fel ca și dumneavoastră, cred eu, suntem conștienți de faptul că nu ne dorim să rămânem într-o țară a reformelor și proiectelor începute, dar nefinalizate, a vorbelor frumoase, dar a faptelor puține, a legilor care sunt adoptate pentru prezent, dar nu pentru viitor, a legilor care sunt făcute pentru binele personal, dar nu pentru binele comun. Și pentru a rupe acest cerc vicios, cred că este necesar de a face față principalei provocări, provocarea încrederii. Deci noi am avut și am putut obține încrederea cetățenilor, noi am susținut și am acordat încredere puterilor centrale, de câte ori au solicitat-o de la noi în diferite proiecte politice și astăzi suntem aici pentru a vă cere încrederea dumneavoastră în capacitățile noastre instituționale și administrative. Eu nu pot să fiu de acord cu tergiversarea reformelor care sunt atât de necesare noi astăzi și atât de utile comunităților noastre doar din invocarea că noi nu avem capacități, că sursele financiare sunt prea puține. Sunt acum prea puțini bani, pentru noi nu este una care să ne sperie,
Noi avem experiență multiplă de a lucra cu bani puțini și de a face lucruri vizibile și importante pentru localitățile noastre. Capacitățile instituționale ale administrației publice locale trebuie să fie o prioritate pentru administrația centrală, atât timp cât noi suntem cei care, de fapt, punem la dispoziție informația primară. Pe cât de calitativă, pe cât de bine gândită, pe cât de analizată, sintetizată este ea, pe atât de bun este rezultatul final al activității noastre comune. De aceea, funcționarii publici, atât timp cât nu vor fi motivați, atât timp cât nu vor fi promovați, funcțiile lor vor fi unele neatractive, deci ele nu pot fi competitive la salarii mici și responsabilități excesive. Numai în cazul în care atitudinea va fi schimbată, situația se va schimba în comunitățile noastre. Cu referire la ce ține de fondul rutier și de faptul că există dubii astăzi că vor avea capacitate sau nu autoritățile publice locale să valorifice eficient acești bani, trebuie să vă spunem că chiar dacă există unele exemple nereușite, ele nu pot să le iau amprenta asupra întregii autorități publice la nivel de țară. Există capacități și acest lucru autoritățile au demonstrat-o pe parcursul anilor, implementând sute de proiecte, cum a mai zis colegul de la Evinet, valorificând sute de milioane de lei aduși din exterior sau de la finanțatori din țară. Și aceste lucruri au fost făcute datorită capacităților pe care le-au demonstrat anume autoritățile publice locale. În dependență de prioritățile de prioritizarea problemelor în fiecare localitate, fiecare consiliu local, de rând cu aparatul primăriei, va stabili clar cum va valorifica acești bani. Pentru unele comunități, ei sunt necesari pentru contractarea unui tractor de profilare a drumurilor, pentru alții care au moștenit, poate, sau au drumuri asfaltate, pentru extindere, întreținere, scurgere. Altcineva își dorește un serviciu de întreținere a drumurilor, pentru că avem deja o experiență de a ne asocia, de a coopera la nivel zonal, la nivel regional. Și atunci dotarea cu echipament a unor astfel de servicii ar scoate multe din problemele care există astăzi în localitățile noastre. Să nu uităm și de principala prioritate a reformei de descentralizare. Banul trebuie să urmeze beneficiarul, iar beneficiarii se află în primul rând în localitățile noastre și merită să aibă o viață decentă și condiții calitative și pe potrivă. Referitor la reforma de pensii, care pentru mine este una, sincer să vă spun, dureroasă, pentru că eu consider că cei care contribuie trebuie să fie pe măsură răsplătiți în principiu, cel care contribuie, cel benefică de servicii. Și legea, reforma, trebuie să stimuleze și trebuie să motiveze oamenii să contribuie, dar nu din potrivă, să stimuleze pe cei care, de fapt, nu contribuie și să egaleze. Deci această solidaritate socială, deja, cred că ar trebui puțin revăzută. Sau, cel puțin, un pic altfel gândită. Sunt necesare extinderea bazei impozabile, la moment prin diversificarea surselor de venit. De asemenea, transferurile care, sau exemplu transferurilor, care astăzi sistemul de transferuri nu ajută la îmbunătățirea serviciilor, dar din potriva are un efect negativ asupra performanțelor APL, de multe ori generând hazard moral, insuficiența funcționării acestora. Deci, o reformă, de fapt, trebuie să fie axată, în primul rând, pe capacitatea angajaților, dar și pe provocările la care trebuie să facem față și la care noi, de fapt, în ultimul timp am făcut față. Îmi pare foarte rău că administrația publică locală nu poate participa la luarea deciziilor în ceea ce ține de valorificarea resurselor financiare a fondului forestier, fondului apelor, bogățiilor pământene. Până la moment, nu avem evaluarea imobilului, care, desigur, că ar aduce un supravenit bugetelor noastre. Și la încheiere aș încheia cuvintele președintelui Obama, celor care se uită la noi sceptic și nu au încredere că noi putem, vă declarăm clar, noi putem. Deci vom putea și vom face parte. Oferim cuvântul domnului Gheorghe Releanu, primarul orașului Cenișie. Vă rugăm
doamnă, și în timp să, să fim cât e eficienți. Ceva sufletesc al de-a domnul Bojoca, domnul primar de Ierineț. Am o percepție, nu poate fi bazată pe o logică, pe un studiu, dar am o percepție că guvernul actual mișcă ceva construiește și este un semn bun. Vă spun, am așa percepție, cred că o împărtășesc și dumneavoastră e foarte mult. Suntem martori. Cred că e unul din guvernele care au o soartă specifică, care trebuie prin foarte grele încercări. A început activitatea în situația economică. Era un blocaj în aceea frontală. A căutat rezerve, resurse, cred că le caut și acum. Și acest lucru mă face să cred că ne înțeleg mai bine pe noi primari, care lucrează cu tot timpul cu penurii de mijloace financiare, materiale, umane și de toate, de toată natura. Vreau să spun câteva cuvinte despre situația cu cadrele din autoritățile din Chișinău. În primul rând, noi nu vindem locurile de lucru. Oamenii nu ved la dohod mai mes, la fungerate, la rușă, sau fungerate mai. Ei vin să muncească sincer. Noi, majoritatea, absolută, sper că încercăm să nu admitem corupție în administrația publică locală. Și atunci, oamenii rămân să-și exercite atribuțiile, să-și întrebseze familia cu acele mijloace modeste pe care le permite legislația să le punem la dispoziția. Dar, puțin provocator, am întâmplător, am avut acces la datele privind salarizarea unui medic șef. Salariul de funcție 9500. Iasă că s-a făcut performanțele proiectului încă 50% și până la urmă 22.000 de lei salariul lunar. Nu invidiez deloc. Nu știu, poate, merită, dar trebuie să fie totuși o, o scară de importanță, de care sunt prezinte în fața cetățenilor. Uite, primarul tot este un persoană de valoare în localitatea asta. Iată, un asemenea, eu acum am cu mine chiar întreg statele personalului orașul Cimiștea. Nu, nu citesc. Contabilul șef orașul Cimiștea primește 4.200 de lei. La spital, dacă tot acolo unde spunem, are salariul de bază 7.000, aprobat de Consiliul Regional, plus 50% și plus chiar și toate cele. Prin ce este mai bun acest contabil șef de acolo, decât un contabil șef la un oraș care are o bază de venituri destul de modeste, care are foarte multe probleme, revizii și așa mai departe, cu ce îți deosebește? Am avut o revizie în 2015, și contabilul șef mi-a spus că pleacă. Pleacă. Cui trebuie să te probleme când vin și să caute special nu adăm papa. Mai târziu, când am analizat actul de revizie, am constatat că nici un articol și aliniat liter care lui nu scris. Da. Revizorul nu corespunde cu ceea ce scrie că s-a încălcat. Vă spun, iată ce poziție au unele structuri a statului nostru. Este un domeniu în care trebuie și de muncit, trebuie și de lucrat, cred că e foarte mult. Vreau să spun că cred că problema de bază este totuși descentralizarea administrativă. Trebuie să fim consecvenți în toate pozițiile și la orice ce țin urmea sau aspecte activității noastre, noastre trebuie să credem prin prisma descentralizării. Principiul subsidiarității. Să transferăm toate atribuțiile către aproape de cetățean. Mobilități, să fim cât se poate mai mobili. Și iată, astăzi, pun întrebare, că ar fi bine să fie salariile mai mari, pentru că oamenii pleacă de la lucru. Eu, noi suntem rugesc cu un oraș din Polonia și
Uitați, ce colaborare a făcut. Am trimis un specialist la dâns și zic că s-a scris ceva de lucru de jumătate de an, că e tânăr și a dus soția în oraș, are copil mic, copilul e pe hrană oficială și el a spus, domn primar, cât de mult n-aș iubi eu orașul și aș dori să lucrez, dar eu sunt nevoit să plec undeva. Ori îmi găsești matare undeva să vă primească știi mai mult și să revină înapoi, vă spun că ajungem la situația că trebuie să ne înjosim, să căutăm pentru specialiștii noștri, de acum să fim în rolul de căutători de lucru pentru specialiști. Dar vreau să spun că este și o rezervă. Polonezii ne-au povestit cum administrează ei fondul de salarizare. Primarul are o libertate foarte mare. El poate înlocui unele unități cu altele, poate stabili după merit, cine merită, foarte simplu, cine merită să plătească un salariu mai mare sau mai mic. Noi am încercat să aplicăm ceea ce ni s-a prezentat de performanță profesională și mai departe, aceeași revizie despre care vorbeam, mi-a anulat absolut tot. Toți oamenii și-au întors înapoi tot ce le-am dat. 10%, 20% la salariu, tot au întors înapoi. Acum, eu le spun lor, ce nu mă dați în judecată? Că eu v-am impus, am făcut dispoziții, trebuie să vă plătesc mai departe. Și v-am povestit că nici nu corespund articolul de cele de... Am trimis actul de revizie și la Ministerul Finanțelor. Am primit un răspuns că noi nu ne implicăm în proces penal. Iar oricare act să duce numai de voi la Procuratură, la Ministerul Interne, ori la Centrul de Combatere a Corupției, de acolo distrage o atenție enormă, resurse umane, financiare, și pe noi ne distrag de la lucru, ne provoacă foarte multe. Și mulți oameni te-a putea pe mult. Acum, eu le propun, uite, vreau să-ți dau 30%, mai face. Nu, spune că lasă-mă face. Iată acest lucru. Pe urmă, câteva cuvinte despre primarie. Acum se discută foarte mult, că nu-i târziu să înaintăm idei privind reforma administrativ-teritorială. Pentru că nu s-a făcut. Sunt propuneri de a face așa pe de primării. Așa în Republica Moldova. Noi am vizitat Franța. Nu, eu am auzit propunerea, dar nu am întâlnit cu dumneavoastră. N-ați făcut-o dumneavoastră. Eu am fost la o întâlnire, am fost la o vizită în Franța, unde a lăsat o primărie 500 de oameni. Și unde primarul își caută de treabă, are lucrul lui. E un gospodar bun, va la o ales primar și ca primar primește o indemnizație. 500 de euro, dumneavoastră mi-a spus. Și în rest își contemplă lucrul, oamenii doresc să aibă primar, să aibă primărie. Și el lucrează în doi cu secretarul. Secretarul este administrator public. Iată, eu vă propun să puneți în discuție, în gândire, să faceți un atac intelectual asupra acestei probleme. Și de văzut, pentru că sunt niște stereotipuri. Primarul nu are dreptul, doamne, nu are dreptul de la. Dar poate localitățile foarte mici, localitatea care nu are posibilitatea să plătească un salariu într-un sat cu 500 de oameni, ca și în oraș cu 15.000 de cetățeni, diferența e foarte mică. Iată, poate că se poate mers pe această cale. Și în privința întâlnirilor municipale, domnul Constantin Cojocaru a anticipat o privința acestor penalități. Într-adevăr, este o situație foarte gravă, Pasarea Bească s-a declarat insolvată, nu știu oficial sau nu, dar ne-au spus ăștia de la Nioțenoza, nu-i mai cred și nu-i mai cred și nu o să-i mai creadă binele din Republica Moldova, din întâlnirile municipale, că vor plăti, când acumulează datorii. Este o situație foarte gravă și statul trebuie să răspundă pe situația asta. Pentru că Andreu, da, poate că este un lucru foarte bun, dar instituțional nu și-a onorat obligațiunile, a frânat că nu e avizat niciun proiect de tarife în toată Republica și toți stăm tarifele, s-au înglodat. În parcursul perioadei, iată de câțiva ani, au crescut salariul cu 50% și prețul energiei electrică 45%. Iar tarifele noi nu le puteam ridica. Și atunci consumăm ceea ce a mai fost. Și consumăm rețelele care nu le-am reparat niciodată. Avem sectoare întregi. Consumăm drumurile care, la fel, e ca o haină care spuiți-vă de 30 de ani să nu o schimb, să nu o repar. Că când ai purta o haină care n-ai reparat-o și n-ai schimbat niciodată. Iată aceea situație este și la noastră. Da? Am crezut că deja am trecut peste
Eu apelez în continuare să comunicăm cât mai efectiv și să abordăm problemele prin prisma descentralizării administrative și încrederii în aleșii locali. Să nu se primească că facem o selecție de oameni care stau ca maimuța în două labe și mă așteaptă ce doriți. Trebuie să selectăm și să susținem oameni gospodari care au nimerit în virtutea soartei lor, în fruntea comunităților. Situația de astăzi îi forțează pe foarte mulți oameni gospodari să plece din această funcție. Ori cetățenii nu-i înțeleg și nu-i mai votează, ori chiar ei eu mă întâlnesc cu primarul din stat, eu văd că el e un om foarte capabil, muncitor, că discut și vezi și ce face acolo, da, e extraordinar. Și el spune că gata, sunt sătul. Mi-ajunge până aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum am fi cuvântul doamnei Valentina Casea, primarul municipiului Strișei, oraș, Strișei, municipiu. Domnule prim-ministru, stimați reprezentanți autorităților centrale, stimați colegi, vă salut și eu și pentru început, permiteți-mi să mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a participa la acest dialog, unde se abordează probleme extrem de importante cu care se confruntă toți reprezentanții autorităților locale, astăzi care sunt în sală, dar și nu numai. Domnule prim-ministru, astăzi o să abordez un subiect pe care țin să menționez, că de fiecare dată l-am menționat și atunci când era prim-ministru domnul Filat și atunci când era domnul Leancă, domnul Gabulici n-a făcut lucrul ăsta, că cred că nu avea rost să o fac. Problema controalelor interminabile cu care se confruntă primarii din întreaga țară. Astăzi o să vin cu niște exemple concrete din orașul Strășeni, dar eu sunt sigură că cu aceste probleme se confruntă toți primarii. Și o să încep de la aceste inspecții sau controale pe care le avem din partea inspecției financiare. Un caz concret care a fost în orașul Strășeni este vorba de o bibliotecă publică și în prescripția inspecției financiare avem fixat că, conform legii bugetului, suntem obligați să stabilim plata pentru locațiune. Cancelaria de stat, oficiul teritorial al Cancelariei de stat, notifică această decizie adoptată de Consiliul Local prin care a fost stabilită plata de locațiune, respectiv atacă în instanța de judecată și instanța aprobă această decizie a Consiliului. Domnule prim-ministru, trebuie să știe stânga ce face dreapta la nivel central. Dacă este prescripția inspecției financiare, atunci Cancelaria de stat, oficiul teritorial al Cancelariei de stat, trebuie să aibă o poziție și să abordeze la fel de pe aceeași palieră actul legislativ care funcționează în acest stat de drept, Republica Moldova. Pentru că, în continuare, aceste acte sunt înaintate, așa cum au menționat colegii, în procuratură. Și noi ne trezim toți care sunt aici în sală și nu numai toți 900, ne trezim cu dosare penale, articolul 328, aliniatul 1, 2, 3. Mai vin cu alt caz concret, ce se întâmplă cu instanța de judecată. Că astăzi avem hotărâri de judecată prin care instanța de judecată își atribuie din competențele care sunt stabilite pentru autoritățile locale și aici mă refer la atribuirea loturilor de teren. Astăzi avem somații și executorul judecătoresc aplică sechestru pe terenul din centrul localității și ne obligă pe noi, autoritățile locale, să atribuim aceste terenuri familiilor care nici nu fac parte din categoria celor care merită îmbunătățirea condițiilor de trai. Dar suntem obligați să facem acest lucru pentru că este o hotărâre de judecată în care primăria nici nu a fost invitată ca parte să participe în acest proces. Deci vorbesc despre o imixiune a instanței de judecată în competențe și preluare de competențe autorităților locale, fapt care este inadmisibil, dar care el există și în ziua de astăzi, în orașul Strășeni și în alte localități. O să menționez aici și Căușeni, problemele care s-au confruntat cu grădinițele. Situația când nu aveau ce alimenta, aceea situație a fost cu atribuirea sau cu spațiul locativ pentru procurori. Un alt exemplu, procuratura. Să știți că în baza unei cereri a cetățenilor,
Procuratura dispune intentarea să începe să pornește o cauză, urmărire penală, după care organul de urmărire penală bănuit este primarul, acum caz concret anul 2016, pentru aplicarea ștabilii de autorizație. Am autorizat construcția unui bun în orașul Strășeni și învinuită articolul 328, aliniatul 3, toți știm ce înseamnă asta, este pușcărie de la 10 la 16 ani cu privare de dreptul de a ocupa funcția de la 10 la 15 ani pentru nerespectarea hotărârii de guvern 606. Hotărârea de guvern 606 prevede aprobarea unui regulament privind protecția sănătății populației. Articolul 49 din această hotărâre de guvern spune că nemijlocit responsabil de implementarea sau de respectarea acestui regulament este Serviciul de Siguranță pentru Sănătatea Populației și articolul 50, ultimul articol din această hotărâre de guvern spune că pentru nerespectare este sancțiune conform codului contravențional de la 200 la 250 unități contravenționale. Pe când primarului de Strășeni, calitatea de bănuit, articolul 328, cod penal pentru nerespectarea acestei hotărâri de guvern. Ceea ce se întâmplă la noi este strigător la cer. Am discutat cu diferiți primari, la Edeneț această situație este cu un ONG, spațiu locativ pentru o bibliotecă publică. Cum poate astăzi Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat să ne impună ca noi să transmitem acest spațiu, să-l scoatem la licitație, dacă este atribuit încă din anul 2000 acestei biblioteci, fără ca să fie stabilită plata pentru locațiune. Este ridicol și sunt lucruri cu care este toți primarii se confruntă cu aceste probleme. Și întrebați pe toți cei prezenți în această sală, 130, dacă cei toți 900, dacă vor fi, dacă este măcar un primar în țară care nu are dosar penal, același articol 328, indiferent de aliniatul 1, 2, 3. Nu există, domnule prim-ministru, de aceea, solicitarea noastră a tuturor primarilor din țară să interveniți la acest capitol. Ne-am adresat de nenumărate ori, dar intervenția dumneavoastră trebuie să fie una diferită decât cea care a fost, pentru că am vorbit tot în cadrul Consiliului de Administrare atunci când a fost domnul Filat și a doua zi m-am trezit care a fost reacția. M-am trezit cu un alt control în primărie. Că am acordat acest subiect și în cadrul ședinței biroului și a Consiliului de Administrare în cadrul calmului. Este ridicol ceea ce se întâmplă și este strigător la cer. De ce am vorbit despre toate acestea? Se vorbește despre capacitățile autorităților locale de a administra resursele financiare. Astăzi vorbim despre fondul IER. Dar să știți că toate acestea ne consumă mai bine de 50% din timpul nostru pe care noi putem și avem capacitatea să-l oferim în administrarea acestor localități. În loc să administrăm, noi scriem referință, noi participăm în instanțe de judecată, asta facem noi. De aceea, iarăși mă opresc la orașul Strășeni, un oraș în care în perioada 2014-2016 a realizat proiecte de peste 80 milioane de lei, drumuri peste 30 milioane, acveduct, canalizare. Astăzi oare putem pune pe cântar problema de capacitate de administrare și de valorificare a celor 2 milioane de lei care s-ar atribui din fondul IER? Nu putem face acest lucru și haideți împreună cu toții să nu oferim această posibilitate de a decide unor partide sau unui președinte de raion care a fost ales prin votul la 17 consilieri raionali să decide el în orașul Strășeni. Trebuie construit drumul spre piața lui sau trebuie construit drumul acolo unde decid cetățenii. Domnule prim-ministru, trebuie să lăsăm această prioritate cetățenilor. Acelor 20.000 de cetățeni din Strășeni, acelor 10 sute de mii și milioane de cetățeni din oraș, dar prioritatea asta de a decide, să o lăsăm cetățenilor. Și nu acelor culpabil de egoism care ne creează impedimente și iarăși un caz concret cu schimbarea puterii intravilanului, când trebuie să fie adoptată o decizie la nivel de raion privind schimbarea intravilanului, așa prevede legea, este regulamentul. Și fără nicio motivație refuză să adopte această decizie când este vorba de implementarea unui proiect de 70 milioane de lei parteneriat public-privat pe care l-a inițiat primăria orașului Strășeni. Iată, acestea sunt problemele. Eu nu sunt membru nici a unui partid, dar sunt probleme cu care m-am confruntat, sunt la al doilea mandat pe parcursul întregii activități și sunt problemele cu care se confruntă toți primarii din această sală. Noi solicităm intervenția dumneavoastră și suntem rămânem în speranța că dumneavoastră veți întreprinde ceva măsuri, mai ales
ales, în primul rând, la cele ce se întâmplă cu Ministerul Finanțelor, Inspecția Financiară, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat și abordarea cadrului legal de către structurile de la nivel central, ceea ce ne creează nou foarte mari impedimente la nivel local. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru, stimați colegi, permiteți să vă salut și eu și atât din partea mea personală cât și a colegilor de la CACUL. Am convenit de la început că să nu ne repetăm unei subiecte, dar nu avem cum. Dat faptul că nu se, dacă colegii precedenții vorbitori au punctat toate linii generale, eu în cazul fondului ieri o să intru mai mult în detalii, pentru că s-o pot este necesar, domnule prim-ministru, ținând cont de faptul și știind că dumneavoastră sunteți parteneri și susținători a ideii de repartizare a fondurilor rutier, dar din păcate sunt și mai sunt, eu știu, colegi sau alte păreri care invocă unele motive și diferite argumente. Ce ar însemna fondul rutier pentru o localitate în Republica Moldova? Calitatea drumurilor, ori asta înseamnă condiții și servicii de calitate pentru cetățeni, prima, și a doua, un pas important și un indiciu important pentru acei investitori care așteptăm localitățile noastre. Aveduct. Conexiune la rețele de aveduct, gaze și canalizare și, în primul rând, drumul, acestea sunt primii indicii pentru un investitor care urmează să vină într-o localitate. Vorbeam și eu, cred că iarăși mă repet, se invocă acea capacitate sau capacitate limitată a administrațiilor publice locale de a gestiona un fond sau altul. Noi primarii, în mare parte, suntem exponenții a diferitor partide politice și atunci când mergem, când se începe campania electorală locală, partidele politice au un vizor pe cei mai buni. Și respectiv caută o personalitate care se reprezintă formațiunea respectivă. Din păcate, asta durează doar pe perioada campaniei electorale și până atunci până s-au ajuns la un rezultat. Ca pe urmă, să invocăm această incapacitate a administrației publice locale. Se primește că noi batem în cei care am avut încredere. Formula care actuală pe care o susține Ministerul Transportului și Ministerul Finanțelor, eu cred că este una destul de accesibilă, pentru că dă posibilitatea de dezvoltare și localităților cât de mici ar fi. Formula se, deci este în jur de 100.000 pentru 1.000 de locuitori. Ce ar putea face o localitate? Între, nu vorbim de lucruri mari, pentru că cunoașterea că fondul rutier nu se rezolve lucruri mari de construcția drumurilor. Da, noi cu toți cunoaștem că construcția unui kilometru de drum asfaltat, asta ar însemna în jur de 5 milioane de lei. Ori în formula actuală, o localitate, în cazul accesării unei finanțări, are deja, are deja contribuția pregătită. La începutul anului poți să planifici și pe anii următori accesare de finanțări la acest capitol, având o contribuție pregătită. S-ar putea și nu s-ar putea, dar cu siguranță, întreținerea drumurilor locale de o calitate mult mai avansată decât la moment. Și, ca exemplu, astăzi administrația publică locală nu are capacitatea sau capacitatea financiară, măcar de 10 zile pe perioada anului, nu mai vorbesc de întreținere constantă a drumurilor locale pe tot anul. Din acest fond rutier care urmea, care sperăm că până la urmă o să putem să ajungem la un consens, drumurile locale, spunem, deci am spus că poate nu o să putem
să le facem, dar cu siguranță în jur de 400-500 de metri, poate și un kilometru, doi, de trotuare. De trotuare este foarte, adică foarte real. Ce ar însemna astăzi trotuarele, cred că, în primul rând, este un element necesar pentru cetățeni. Și după asta vine, vin drumurile. O să abordez și o problemă care este mai specifică pentru noi cei din zona de sud, și anume segmentul Cacu-Giurgiulești. Dumneavoastră, cred că cunoașteți cât este de mare fluxul de transport, de mare tonaj specific, de mare tonaj în această zonă. Și credeți-ne că în anul 2016, în doar anul 2016, am ajuns la situația unei deja nu mai... Au fost momente unde nu mai putea ține sau face față situației revoltei cetățenilor. Urmau să fie blocate drumul sau să fie blocat drumul și alte elemente, dar am să le spun așa, pus mai mult pe emoții, dar nu pe niște emoții care, dar cu niște argumente foarte solide, deoarece casele din segmentul respectiv sunt construite în anii 70-80, așa cum erau tehnologiile atunci, și la moment 95% din aceste case sunt cu fisuri foarte mari. Am inițiat un grup de inițiativă lunga putul pune umărul. Să fim duși, să cred că nu este cazul să folosesc niște termeni, dar să fim duși în eroare că sunteți prioritari, se va investi, să, ca la momentul practic, în ultimul moment, să aflăm că această segment de drum nici nu este inițiat, înaintat spre proiectare. Argumentându-se că studiul de fezabilitate și nu știu ce, studiul de fezabilitate, din păcate, în mare parte se fac din birou sau de la etajul 16, am eu așa o frază, și nu cu indici, cu prezent situația reală în teren. Și noi ne punem întrebarea, care este studiul de fezabilitate din casele se demolează casele? Eu vreau la compartimentul, dar pentru că este mai specific, dacă puteți, domnul prim-ministru, să abordăm problema pe segmentul respectiv. Ceea ce ține de competențele administrației publice locale, conform legii 436, mai ales la competențele primarului, atunci când legiuitorul a terminat toate literele din alfabet, este o frază. Și alte competențe delegate de legislația regulare. La ziua de astăzi constatăm că avem peste 700 de diferite competențe delegate și de trânsele doar 30 sunt susținute financiar. Eu vreau să abordez și problema, sau să reabordez problema inventarierii imobililor, ceea ce ar fi o sursă colaterală bugetelor locale. La un moment dat, nu știu de ce, au apărut diferite regulamente emise de organul de inspectoratele fiscale teritoriale și nici de cum cu implicarea organului cadastral. Apropo, la agențiile cadastrale din teritoriu, eu vreau să spun că cred că instituția cea mai birocratizată și cu o instituție care este imposibil astăzi de conlucrat. Eu cred că nici la cea mai secretizată instituție de stat, astăzi nu poți să intri, ca la Agenția Cadastrală Teritorială. Limitat accesul, telefoane restricționate și multe altele. De aceea, la acest capitol, noi cunoaștem că autoritățile publice locale nu au surse și nu se poate să facă evaluare așa cum o evaluare consistentă și calitativă. De aceea eu cred că este nevoie implicarea statului sau pentru un program de stat ca să revenim la această problemă și să punem punct. Eu, stimați colegi, vă mulțumesc pentru atenție, pentru că într-adevăr începem să ne repetăm, dar nu ne repetăm de dragul că vrem să ne repetăm, dar ne repetăm de dragul că aceste probleme sunt stringente, aceste probleme necesită rezolvare imediată și având astăzi posibilitatea de a ne întâlni domnul prim-ministru, noi socotim că cu implicarea noastră aceste probleme pot fi soluționate mai rapid. Domnul Sumescu!
Totuși, domnul prim-ministru nu dispune de așa mult timp, dar noi trebuie să putem aborda problemele generale și nu repetăm. Deci eu o invit acum pe doamna Natalia Petrea, doamna primar de Costești, și s-a mai înscris doamna primar de Hâncești. Vă rugăm frumos să nu ne repetăm, ca să oferim poate posibilitate și altor colegi să expună pe cele probleme care nu au fost menționate aici. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc, doamna președinte, domnule prim-ministru, stimați colegi. Suntem aici astăzi pentru că, de fapt, fiecare dintre noi, cei care suntem aici aleși sau desemnați într-o funcție, avem misiunea comună de a face fericit cetățeanul. Și iată, la adunarea noastră, cred că va trebui să stabilim niște puncte cum am face-o noi, împreună, administrația publică locală cu cea centrală, pentru ca gradul de satisfacție a cetățeanului nostru să crească. Au fost aici menționate de către colegi problemele care ne reprezintă pe noi toți în raport cu administrația centrală, pentru că, de fapt, știm cu toții că administrația centrală are de făcut politici naționale, noi să le implementăm, să le desfășurăm cele locale. Sigur că aici vreau să menționez despre faptul că Republica Moldova în prezent este în situația de a efectua foarte multe reforme. Știm cu toții care sunt condiționările pentru realizarea obiectivului nostru central, integrarea europeană, și știm că avem în fața noastră împreună cu administrația centrală de a realiza aceste reforme. Vreau să mă întreb și să vedem dacă putem obține răspuns în timpul apropiat, cum vom reuși noi să ne organizăm administrativ teritorial. Pentru că vorbim foarte de mult de reforma administrativ teritorială, dar nu știm cum urmează noi să ne dezvoltăm în continuare. Municipalități, regiuni, județe, pentru că, de fapt, în implementarea proiectelor este important cum construim noi apeductul, cum construim canalizarea, cu căror drumuri le dăm prioritate, că va fi județul într-o parte sau în alta, va fi localitatea respectivă împreună cu alte localități sau și așa mai departe. De aceea eu aș vrea să particip la discuții ca să știm încotro am luat noi această cale de dezvoltare a țării noastre, că ea este foarte importantă. S-a menționat și trebuie să reiterăm necesitatea de descentralizare. Deci nu știu care mai pot fi motivele de tergiversare a descentralizării, în mod special a cererii fiscale, și aici a răsunat astăzi toată ziua necesitatea de descentralizare a fondului rutier și nu numai, pentru că, de fapt, două momente au fost invocate. Unul, că este o temere, nu știu a cui, că e o problemă de incapacitate de absorpție acestor bani. Este ridicol, cred că și o insultă la adresa noastră, că nu suntem în stare să absorbim acest fond. Și o altă sugestie pe care ne-a dat-o viceministru transporturilor de una zi când a fost domnul Furtui la Moldova 1 la o emisiune, că până la urmă e vorba despre voința politică. Nu știu dacă ce vreți să facem noi pentru că această voință politică să apară și în sfârșit să dezlege nodul fondului rutier de care au nevoie foarte mult localitățile noastre. Am vrea să știm cu siguranță Republica Moldova și cât suntem. Oficial încă recensământul nu avem, dar numărul de populație este foarte important să-l dăm oficial în toate proiectele noastre. Să ne întreabă cât sunteți, cât sunteți. Ce obțin la Costești din combinabil, că în 2004, recensământul din 2004, eram 12.000 și e bine, dar cu siguranță suntem acum mai puțin și atunci am vrea să știm, pentru că sunt numărul din 2014, mi se pare că și încă nu s-a terminat numărul, da? Deci este foarte important, este foarte important ca aceste momente să nu dureze în timp. Domnul prim-ministru, avem nevoie foarte mult de strategii de dezvoltare în țară cu termen lung. Noi, un grup de doamne primare, suntem pornite în realizarea unei probleme în țară,
pe care ne-am confruntat eu la primul mandat, poate la mai multe mandate, problema salubrizării. Avem o strategie din 2012, astăzi suntem în preajma anului 2017, care încă nu știm unde, când, cum va fi soluționată această problemă. Este o problemă care nu a fost menționată astăzi, de aceea am vrea să știm care va fi finalitatea sau începutul, de fapt, demararea acestei probleme, că a fost o strategie făcută pe banii europeni și numai cu strategia am rămas. Deci noi avem nevoie, așa cum îi spun cei care vin din alte țări, de strategii de termen lung, nu de 5 ani, de termen mai mare, în baza vizitelor pe care am făcut, studiilor pe care am făcut referitor la dezvoltarea țărilor europene. Pentru că, de fapt, noi asta vrem în continuare. Este foarte important, sigur, ceea ce a menționat colegii noștri despre salarii, pentru că, de fapt, chiar dacă posesorul este un sat foarte mare, unitățile de personal sunt 13, în fiecare an mai avem 10 prin contract. Nu totdeauna sunt acceptate aceste unități de către cancelarii și aici avem o problemă, foarte multe notificări avem, pentru nu se poate ceea, nu se poate ceea. Poate dă Dumnezeu și principiul ăsta a autonomiei locale să fie funcțional, pentru ca în sfârșit să ne determinăm și să știm, să spunem noi de ce avem nevoie, de cine nu avem nevoie. Și la sfârșit vreau să menționez un lucru foarte important pentru localitățile noastre. De fapt, cetățeanul îi trebuie servicii. El are nevoie de apă, canalizare, salubrizare, iluminare, drumuri. Dacă aceste lucruri, cred că fiecare dintre colegi este antrenat în realizarea acestor proiecte, dacă aceste lucruri le reușim, atunci probabil că va crește nivelul de satisfacție al cetățeanului. Într-o discuție și analiză, mi se pare că cu specialiști în Franța, 80% din angajați într-o localitate sau municipalitate de-a lor erau antrenați în servicii. Pe vorba de iluminare, de drum. La noi aceste servicii, cum a menționat cineva despre întreprindere municipale, nu sunt dezvoltate. Primăria nu realizează, nu poate face servicii. Trebuie să o facă cineva în jur. De aceea, cred că și reforma administrativă ne va da posibilitate să dezvoltăm aceste servicii macroeconomic sau măștat, în regiuni. Pentru noi ne frământăm fiecare localitatea lui. 1500, de 2000, ce fac? Apeduc. O cărțică de apeduc, o cărțică de canalizare, o cărțică de ceilalte, dar aceasta este un sistem pe care trebuie să-l facem regional. Și cred că acest moment va trebui la fel să-l discutăm și să vedem cum se rezolvă la nivel de țară. Și vreau să mulțumesc foarte mult aceste posibilități de comunicare între administrația publică locală și cea centrală, pentru că, de fapt, și legea prevede și noi toți dumneavoastră facem la sfârșit de an un raport ce am făcut în localitate. Este foarte frumoasă ideea de a ne întâlni cel puțin la sfârșit de an cu primul ministru pentru a vedea ce am reușit fraților într-un an ca să dezvoltăm localitățile noastre. Ce am făcut pentru administrația publică locală. Vă mulțumesc și vă doresc la mulțumesc. Primarul municipiului Hâncești. Stimați colegi, după aceasta o să vă rugăm cei care doresc să se expună, dar foarte succint ca să putem sau... Bine, atunci oferim domnul primar și da, bine. Stimați domnul ministru, stimați domnul președinte, stimați colegi, prieteni să vorbim astăzi. Eu mă răbdat, dar cei ce vreau să vorbesc, vreau ca domnul prim-ministru puțin și smutează și ca cât de cât să ne susținem cu noi toți ca noi să avem alte posibilități în mod teritoriu. Prima, am să încep să mă repet. De salarii e clar. E o absurditate, domnul ministru, numai eu sau de ună. E o absurditate. De medic șeful la spital care administrează doar în teritoriul spital, are 22-24.000 de lei. Un primar de oraș, 4.000 de lei. O școală, alte școli de zaparte, proiect, ne luăm la primării, noi nu decidem nimic, fac niște achiziții, școlile, asta de sigur de sine stătătoare, care contabilul lor are 7.000 de lei salari. Și managerul unei școli are 8.000 de lei salari. Dar fac niște achiziții care, domnul prim-ministru, când a să vii controlul pe la drept și pe la toți, o să fie mult în cap. Acum, concursul
interesate. Cu mare greu găsesc o persoană ca să o pun directorul la grădiniță. E un concurs, domnule ministru, parcă angajăm specialist la fabrica de avioane. 3 concursuri, cu cămini, cu comisii, cu direcții națională. Eu ceva nu înțeleg. Lucrurile astea trebuie simplificat. Și aici ține din Ministerul Învățământului cu cineva deșteptare și-a făcut nu știu ce și-a fost să avem. Dar noi am dat alte lucruri. Dar lucrurile astea trebuie simplificat. Noi nu uităm că suntem la sate. Și azi, cu mare greu, primar își găsește o persoană care să administreze bine instituția grădinița dată. Altă problemă mare. Noi, în grădiniți, avem probleme nu mari, foarte mari. Reieșit dintre aceea că dacă regulamentul prevede că o grupă de copii trebuie să aibă 25 copii într-o, ca să fie administrat bine și copiii ce ies prin tot ce este. El este 38 de 40 copii într-o grupă. 2 copii cu 4. E o problemă mare care, nu mai vorbim, mă întorc la ce ține de alimentația copiilor care, așa cum tantam, nu de mult, au fost făcut din reguli care se întâmplă. Recent, Ministerul de Învățământ, cu circulară, care pista produselor aprobată prin hotărârea Ministerului, că trebuie să fie. Stimați colegi, v-ați făcut calcul la produsele cele care Ministerul recomandă? Da, aproape la 40 de copil este. Noi, Ministerul Învățământului, domnul prim-ministru, când au calculat asta, eu cred că trebuia să vorbească cu Ministerul Învățământului, cu acoperirea. Lucrurile acestea. Fiindcă astăzi ne-am dat toate actele la achiziții publice. În creditul de sarcini, cei ce ne-au dat Ministerul, noi nu putem cumpăra. Cei ce achizițiile publice, noi nu putem trece. Întreb, data de întâi, contracte nu le-a făcut, copiii luna ianuarie, poate februarie, așa de frumos. Că sunt probleme de astea de neclarități. Exemplu de astea, stimate domnul prim-ministru, m-ați participat de adus foarte mult. Chiar și aceleași cu autorizații de funcționare agenției economice le-au luat. Le dăm o hârtie. Are, n-are, cum nici au luat înștiințarea aceea și s-au dus. Careva regulă poți face. Primarii noi suntem în teritoriu, practic nimeni. Nu mă lucrăm de entuziasm toți. Eu, cu o gămintă mare, haideți la primarii aceștia să alegi de poporul. Dați-ne niște legi mai simple, mai mici și dați-ne nouă impozit. Dar știm că este la strângere noi. Și din impozitul ăsta, să facem noi acele lucruri care le așteaptă cetățenii direct de la noi ca să le facem. Eu multe și aș mai putea spune să aduc argumente, dar nu le-o să țin din timp. Dar îmi doresc foarte mult și eu, dar sunt convinsă și toți colegii primari care vrem cu alt fel de atitudine. Sunt deputați care, ei, că primarii ăștia iară, nu știu, că ei se bat capul de alte lucruri a lor, care unii sunt câte nu mai ajung în Parlament mai departe. Și n-ar trebui de un primar să vorbească într-așa fel. La particular, ca să vă dau și familie despre unele legi care noi nu vrem pentru primar, mare naceară sau mare altă. Noi vrem pentru așa ca să putem să dezvoltăm lucruri la noi acasă, fiindcă administrația, chiar un exemplu, administrația centrală. Cine administrează statul? Administrația centrală, în fost primist, și administrația locală. Ce posibilități și părchii noi avem de a administra regiunile, satele noastre, regiunile noastre? Un mic exemplu. Consiliul Raional are buget de 260 milioane de lei, anul ei s-au investit 2 milioane. O primărie are buget de 24 milioane de lei și au investit anul ei 120 milioane. Domnul prim-ministru, unde ne ducem? Bugetul la Consiliul Ierarhiei, 100 milioane, face Consiliul Ierarhiei pe țară. Oare nu asta ne trebuie? Oare administrația centrală cu atâtea ministerii și cu atâtea lucruri care facem o comparație a bugetului de stat care este, oare tot asta ne trebuie? Foarte bine că ați început reforma administrativă centrală de mai cosituri pe părți. Și mai împărțit ca să administrăm împreună administrația centrală și cea locală, eficient, că Republica Moldova e toată întregime, dar nu Chișinău aici. Mulțumesc și o succes! Eu vreau să fac o mică remarcă și mă rog cu mine, doamna Petrucă Petreanu. Deci eu vreau să
proiect o bibliotecă publică, trebuie să plătească arenda. Nu eu, inspecția. Nu, este inspecția. Abordează așa întrebare. Și noi, primarii din sală, mulți, abordăm problema poștei Moldovei. Și până astăzi am trecut și prin instanțe de judecată. Și de unde vede? Astăzi, poșta Moldovei s-a transformat într-un centru comercial, în care se vând și chiloți, și pantaloni, și zgleduri, și tigări, și ce vreți. Și noi nu putem, și nici nu putem să punem taxa pentru apăsarea. Primim, numai am trecut prin instanță de judecată, dar nu putem să mișcăm locul. Vă rog frumos, domnule prim-ministru, dacă vă rog. Mai există cineva, dacă nu, atunci eu prim, domnule prim-ministru. Noi suntem 25 de primari care cu greu și am obținut printr-un proiect de migrație și dezvoltare locală și ne-au oprit la așa zisul IBAN. Chiar Ministerul Finanțelor nu poate să intre în cheia noastră și de câteva minute, dacă ne nimușim noi primarii cu IBAN, nu-i stați? Și la nivel personal,
și sufletesc, dacă vreți să vă spun așa, să suporți acest lucru. Dar am zis că ne luăm în propriile mâini soarta și vă îndemn și pe dumneavoastră împreună să ne luăm în mâini soarta noastră, soarta Republicii Moldova, și să încercăm cumva să schimbăm lucrurile. A fost greu, dar am reușit. Cel puțin vreau să vă spun că anul acesta a fost un an în care am gestionat o criză. Că nu vorbesc de rezultate. Pentru că noi, unul prieten, noi am reușit să ne mișcăm înainte acest an, dar am reușit să ne oprim din căderea, dacă era Republica Moldova. Și nu este un lucru deloc important. Acum, cel puțin, am restabilit încrederea Republicii Moldova în fața partenerilor noștri de dezvoltare. Acum vorbim la stânga masă de dialog, vorbim la același nivel și am reușit spre final de an, iată, să deblocăm finanțările din exterior. Este adevărat că acest lucru a fost posibil după ce am obținut un program cu Fondul Monetar Internațional. Și am avut ocazie să răspund la întrebările jurnaliștilor de la Bruxelles, mai multe organizații media, de mai multe țări, în Uniunea Europeană, atunci când vorbeau, iată, criticile în Republica Moldova sunt că acest guvern mimează reformele și, într-adevăr, nu face nimic. Am zis că eu sunt tentat să cred pe cei de la Fondul Monetar Internațional, eu sunt tentat să cred pe cei de la Comisia Europeană, din Parlamentul European, decât pe cei din opoziție doar de la Chișinău. Pentru că aceste instituții sunt instituții foarte serioase și nu pur și simplu au agreat un program, nu pur și simplu au deblocat finanțările pentru Republica Moldova. Vreau să mă credeți că au fost discuții foarte dure, exigențele au fost foarte înalte și măsurile care trebuia să le luăm aici la Chișinău au fost foarte și foarte complexe. Pornind de la sistemul bancar, până la asigurarea echilibrului în balanța de plăți, dar și reformele din justiție și tot ce ține de lupta anticorupție. De aceea, le-am spus și la alții, că au o problemă cu mine, clasa politică aici la Chișinău, pentru că eu am declarat cu voce tare, nu sunt în situația și nu pretind să fac o carieră politică. Și am venit la guvern, nu doar să-și pierdă pantalonii, dar am acceptat să vin în cazul când încercăm să modernizăm Republica Moldova și să facem reforme adevărate. Pentru că Republica Moldova tot s-a vorbit de reforme mulți ani de zile, de aceea poate și percepția față de cuvântul reforme este una posibilă. Într-adevăr, reformele sunt foarte dureroase. Ele nu sunt simple deloc. De aceea, cu părere de rău, când te află într-un punct al sistemului de coordonare și vrei să te miști spre dezvoltare, care nu este direct pe linie dreaptă. La începutul implementării reformelor, noi toți se simțim o percepție negativă și simțim că lucrurile parte se înrăutățesc și după aceea doar putem să treci. Același lucru s-a întâmplat cu proiectul de lege care noi îl numim reforma sistemului de pensii. Deci, în afară de critici, nu există nimic. Dar, de fapt, eu vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu sistemul de pensii și ce s-a întâmplat pe parcursul la 25 de ani în Republica Moldova. Populism. Așa cum au preferat să facă politicieni. Pentru că dacă mergi dur, dacă oamenilor nu le place, atunci nu te votează. Dar nu poți să crești doar pe populism. Și nu poți să asiguri dezvoltarea economică fără a implementa reforme adevărate. Astăzi, sistemul de pensii este în prag de faliment. 83,3% din pensionari au pensia mai jos de pragul minim de existență. Și dacă continuăm tot așa, atunci, în câțiva ani de zile, acest sistem pur și simplu falimentează. Astăzi, rata de înlocuire a pensiei a ajuns la 26%. Și în câțiva ani, ne arată un studiu a Băieții Mondiale, va scădea până la 13%. Paradoxal este că unul care este la pensie astăzi are o pensie mult mai mică decât unul care a ieșit la pensie cu 10 ani în urmă. Abordarea noastră este foarte simplă. Omul trebuie să primească o pensie direct proporțională
proporțională cu contribuțiile sale, sale la bugetul social. Și nu trebuie să fie diferențe. Este procuror, este judecător, este funcționar public sau că este un muncitor simplu la usin. Iată care este abordare. Pentru că un judecător astăzi, cu un salariu de 20.000, are o rată de locuire de 85%. Cu ce este mai bun decât un medic care are un salariu de 5.000 de lei, dar rata de locuire este 26%. În felul și așa are un salariu mult mai mare. Deci ea trebuie să fie o echitate din punctul ăsta de vedere. Și eu vă asigur că, dincolo de toate criticile care le suportăm noi acum, dar absolut toți s-au solidarizat, și cei care predau foarte mult pentru reforme și ca formațiuni politice reformatoare, iarăși astăzi fac celule în fiecare raion pentru a critica și a manifesta împotriva acestui proiect de lege. De la 1 aprilie din anul viitor o să vedeți efectele pozitive. Doar un simplu exemplu o să vă dau. Dacă dintr-un salariu minim de 5.050 de lei astăzi, ieșind la pensie pe formula care este aplicată astăzi, înseamnă că am avea o pensie de 1.800 de lei, dacă o ieși la pensie deja de la 1 aprilie pe formula aplicată care prevede acest proiect de lege, pensia va constitui 2.250 de lei. Practic, o majorare de 90% a pensiei. Plus la asta, un element foarte important este valorizarea pensiei. Pentru că știți că în 99 a fost modificată formula de calcul și nu au fost valorizate plățile la bugetul social. Iarăși, de la 1 aprilie, vom avea posibilitatea să valorizăm cei care au ieșit la pensie din 1999, chiar pe o perioadă de 2001 până 2008-2009, o valorizare de la 11 până la 37% va fi o majorare de pensie. După care, în anul viitor, vor fi valorizate pensiile pentru cei care au continuat deja după 2008. Noi trebuie să stabilizăm cumva sistemul ăsta. Și eu, da, partea proastă este că suntem în situație să majorăm vârsta de pensionare. Dar, după dată vă spun, este o realitate. Și noi trebuie să privim realitatea în urmă. Pentru că, dacă astăzi trebuie să recunosc în fața dumneavoastră, am găsit o soluție cum să luptăm cu salariile pli, poate noi nu am fi în situație să majorăm vârsta de pensionare. Dar eu încă nu am găsit o soluție astăzi. Și ieri am avut o ședință foarte extinsă să vedem care sunt posibilitățile de a rezolva această problemă. Pentru că în întâlniri confidențiale cu mediul de afaceri, spre exemplu, mi-au recunoscut, am avut două săptămâni în urmă întâlnire cu cei care dețin un șir de restaurare. Și mi-am zis eu, nu întreprind nicio măsură de scură. Spuneți-mi care este cifra de afaceri reală și care este cea oficială. De primul rând, toți lucrează în tenier. Și noi nu am găsit o soluție. De aceea, am decis chiar vom implica și organizații internaționale care să ne ajute ce trebuie să facem ca să impunem pe toți să plătească salariile oficial, astfel contribuim la fondul social. Să mă refer puțin la capacități, salariile mici a funcționarilor publici și din apelieruri. Nu este o noutate pentru mine. Pe toată această perioadă, de la începutul anului până acum, cât sunt la guvern, am încercat într-o fuzile să mă clarific cum stau lucrurile. Și vreau să vă recunosc că ele stau mult mai prost decât îmi imaginam eu inițial. Eu credeam că o să vin la guvern și o să găsesc multe viziuni, multe lucruri bune. Nu a fost să fie. Eu nu am găsit la guvern nicio viziune, nici pe un domeniu. Nici pe social, nici pe sănătate, nici pe nimic. Și eu mi-am pus mâinile în cap. Pentru că eu sunt inginer de profesie. Am alt format de gândire și eu vreau să știu cu exactitate. Dimineața când ies din casă, eu nu ies până când nu știu unde m-am pornit.
Păi iată, noi, în toată această perioadă, am avut strategii, am avut finanțări, am avut bani enormi primiți în Republica Moldova, care au fost cheltuiți ineficient. Pentru că eu o să fiu mai sincer ca dumneavoastră și o să recunosc că în administrația publică centrală astăzi nu avem capacități. Și asta este problema cea mai mare. Pentru că vin donatori și zic că noi avem bani să vă dăm. De mult am aprobat un proiect, o donație de 3 milioane și jumătate de euro din partea elvețienilor pentru un program de prevenire precoce, pe nu știu ce boli, care absolut nu este o prioritate pentru noi. Dar știți ce se întâmplă așa? De aceea, pentru că neavând capacități în instituțiile statului, ei vin și zic, noi avem bani să vă dăm. Pentru ce? Că noi nu știm pentru ce. Și atunci ei zic, uite, poate fi un program de asta sau poate fi un program de asta. Ok, haideți să fie un program de asta. Asta s-a întâmplat în marea majoritate. Am găsit sute de strategii aprobate la guvern, care nu au o finalitate și care duc nicăieri. Asta este problema cea mai mare. Cineva a spus, și sunt de acord, 100% de reforma administrației publice pornit de la centru până la cea teritorială. Aceasta este reforma primară, de fapt, care trebuie efectuată în Republica Moldova. Pentru că atunci când vorbim de infrastructura drumurilor, atunci când vorbim de hartă judecătorească, atunci când vorbim de transportul public și așa mai departe, noi trebuie să cunoaștem cu exactitate, dar care este arhitectura Republicii Moldova pentru a dezvolta. Uitați-vă cum au implementat alte țări reforma administrației publice. 10, 15 sau chiar și 20 de ani au implementat reforma administrativ-teritorială. Pentru că ea, mai întâi trebuie să construiești drumurile, mai întâi trebuie să construiești centrele care oferă servicii cetățeanului, ca lui să fie comod și după aceea să faci reforma administrativ-teritorială. De asta nu a avut succes reforma trecută la noi. Pentru că noi am făcut-o pe hârtie, am aprobat legea, dar omul nu era confortabil să ajungă la serviciile oferite de către guvern, de către administrația publică. Și noi acum suntem într-un cerc vicios. Pe de o parte, ce s-a întâmplat? Pentru că sunt salarii mici și în administrația publică centrală. Eu mi-aduc aminte când am venit să lucrez în guvern în funcție de ministru al tehnologiei și comunicații. Am venit la minister și am găsit o echipă foarte slabă. Șeful direcției comunicații electronice, cu salariul care era de 4.000 și ceva, el trebuie să elaboreze politici pentru comunicații electronice, unde un specialist cel mai jos are un salariu numai puțin de 1.000 de dolari. Eu am parcurs la alte șeretipuri, pentru că aveam întreprindere sub ordine și unde au salariuri mai mari, la registru, la CNFR, la Moldata, și luam câte 2-3 oameni de la întreprinderi, i-am luat la minister să lucreze, având salarii mai mari la întreprinderi, lucram pentru minister și elaboram politici, pentru că eu vreau să dau dovadă de rezultate. Și m-am confruntat exact cu același lucru care spuneți dumneavoastră, pe partea organelor de control. Curtea de control a venit și a zis că ăsta nu este angajatul ministerului, dar stă la minister, cheltuie energie electrică, cheltuie apă, asta e de contul statului și mă pedepsim. Eu am încercat să fac un video pentru stat, pentru guvern, ca să pot lucra, să am capacități în minister. Eu înțeleg de ce vă spun acest exemplu, pentru că înțeleg foarte bine toate problemele acestea. De asta vreau să vă spun un lucru foarte important. Că noi, în Republica Moldova, nu o să ne putem dezvolta economic, până când nu o să facem reforma administrației publice. În primul rând vorbesc de central, vorbesc de guvern. Și ce presupune această reformă? Sau care sunt problemele astăzi? Salariile sunt mici, cei buni au plecat de mult, fie peste votare, fie în domeniul privat. Au rămas o parte foarte puțini entuziaști, care mai lucrează pe entuziasm, foarte mulți pensionari și, mă scuzați, dar trebuie să spun acest lucru, o parte care nu sunt prea buni. Și nu spun duce în altă parte.
Păi iată, acum închipuiți-vă, ăsta este administrația Republicii Centrale, cea care trebuie să evalueze politici, aceste politici trebuie să fie implementate și să ducă la dezvoltarea economică a acestui stat. Ne având capacități, noi nu putem utiliza banii exterior de la donatori eficient, noi nu putem elabora politici bune și noi nu le putem implementa. De aceea suntem în cercul ăsta vicios. Această reformă prevede, într-adevăr, că guvernul trebuie să devină mai subvențiv și avem convenit cu Fondul Monetar Internațional să nu ne dea peste mână, dar să păstrăm acest fond de salarizare care este actual. Deci noi nu vorbim de majorarea fondului de salarizare. Devenind mai suple puțin, vom avea posibilitatea, practic, să dublăm salariile în administrația publică centrală. Asta ar însemna că vor lucra oameni mai buni, cu capacități mai bune, politicile care sunt elaborate, trebuie să ducă la dezvoltare. Și doar după aceasta, cu un guvern puternic, vom încerca împreună cu dumneavoastră să elaborăm și reforma administrativ teritorial și reforma administrației publice locale. Astăzi noi nu avem elaborat această reformă și singur nu o vom face. O vom face doar împreună cu dumneavoastră și vom lucra asupra ei atâta timp până când vom găsi monitorul comun și vom găsi formula cea mai eficientă. Iată care este viziunea guvernului, pornind de la reforma guvernului și până la reforma administrației publice locale. Doar așa, în continuare, și dumneavoastră o să aveți salarii mai mari. Asta înseamnă oameni cu capacități mai bune la stat. Asta înseamnă că noi putem să ne dezvoltăm economic în Republica Moldova. Despre toate celelalte reforme este foarte complicat de vorbit astăzi. Pentru că vorbim de reforma, haideți să zicem, reforma spitalicească. Eu trebuie să am capacitățile acestea ca Ministerul Sănătății să vină cu această viziune, să vină cu acest concept, să vină cu această reformă, sau medicina primară, sau multe, multe alte. De aceea, poate nu este foarte plăcut să auziți aceste lucruri, dar aceasta este realitatea până la urmă. Și în paralel am vorbit foarte mult de altele, pentru că cât țin de instituțiile, funcții de control, eu știu foarte mult lucrul acesta. Eu sunt acela care am avut de suferit din cauza. Eu știu în ce s-a transformat inspecția financiară. Și eu nu văd inspecția financiară după reforma guvernului, în general, ca structură. Ministerul de Finanțe are nevoie și anume și nu se regăsește, de fapt. Ministerul de Finanțe are nevoie doar de o secție de audit intern, care să poată să-i spună cum sunt cheltuite prelucrările bănești conform articolelor de cheltuieli care sunt prevăzute în buget. Și multe altele nu se regăsesc. După reforma regulatorie, din 64 de instituții în funcție de control, rămân doar 13 sau 14. Vreau să mă credeți că înțeleg foarte bine care sunt problemele provocate, dar și ele s-ar noi nu le putem delimita pe ele. Pentru că ați văzut percheziții în bani. Că de o parte eu înțeleg foarte bine că și banii și ușor trebuie să primească un salariu cât de cât. Pentru că dacă continuăm așa, să rămânem pur și simplu fără lucrători în bani. Sau în alte instituții. De aceea abordarea noastră, a mea personală, este puțin altă. Noi trebuie să combatem corupția cu schemele cele mari. Și asta este prioritatea numărul 1, care ne vor asigura venitul în buget și după care ne ducem mai jos până când ajungem și la bani și ceva care ia 100 de dolari pe mine. Și asta va fi abordarea și în continuare. Noi am reușit anul acesta cât de cât, pentru că am supraviețuit impunând niște reguli în fisc și la bani, am acumulat peste 3 miliarde de lei mai mult în bugetul statului. Chiar dacă au scăzut consumurile în interiorul Republicii Moldova. Aceasta, apropo, ne-a dat posibilitatea și la rectificările bugetului să venim să vă plătim banii cei care au fost inițial reduși. Când ați vorbit de catastru și așa mai departe, iarăși în reforma nouă, noi prevedem o agenție de servicii publice. Deci toate aceste instituții se vor regăsi într-o singură agenție.
camere de registrare, registru, cadastru și, și toată starea civilă și toate celelalte, iată atunci vom realiza, într-adevăr, ghișeul unic. Pentru că pe cetățean sau pe dumneavoastră nu trebuie să vă intereseze ce este în spate. Ați venit într-un loc și ați obținut absolut toate serviciile. Deci, ce înseamnă? Părere de rău, asta am găsit. Și eu nu știu dacă datele acestui recensământ vor putea fi luate în considerație. A fost petrecut foarte prost. Întrebarea mea a fost prima, venind de la Ministerul Tehnologiei și Informației, zic, dar ce ați mers cu foile astea de hârtie de la casă? Și ați înscris tot pe suport de hârtie, după care am fost în situația să angajăm 300 de oameni, timp de jumătate de an, să introducă datele acestea în calculator. Pe când, în Republica Moldova avem acoperire pe internet 98%, ia o tabletă, imediat a introdus datele și tot atunci a avut și rezultatele recensământului. Noi până astăzi nu le avem, am solicitat, știți ce s-a petrecut acolo, pentru că s-a plecat șeful, am numit altul care nu s-a răsprăvit, l-am dat afară și pe desul și acum lucrurile de acasă s-au pornit, au procesat deja datele din ancheta de control, să vedem care este marja de eroare și iată acum se finalizează procesarea datelor. Dar eu vreau să vă spun că, pe departe, eu nu o să pierd în toate aceste date. Noi trebuie să ne pregătim de alt recensământ al populației și locuințelor, pentru că marja de eroare este una prea mare. S-a lucrat absolut necalitativ și neprofesionist. Achizițiile publice, suntem în plină reformă. Eu sper să scăpăm de toate problemele care au fost până acum. Și elementul de reformă în achiziții publice reprezintă această descentralizare. Deci achizițiile vor fi efectuate de către dumneavoastră, fără a merge la agenție de achiziții și tot așa mai departe, dar pe propria responsabilitate. Deci noi punem deja cai înaintea carului. Aveți responsabilitate, ați făcut achizițiile, dar pe urmă, dacă se dovedește că au fost probleme, atunci răspundeți pentru acest lucru. Și, desigur, că agenția de contestare a contractului pentru achiziții deja este o agenție formată sub Parlamentul Republicii Moldova. Astfel încercăm să punem cele mai bune practici și să ușurăm și acest mecanism. Fondul RDIA, despre care am vorbit fiecare, trebuie să recunosc și noi am avut foarte multe discuții la guvern. Noi o să continuăm aceste discuții. Formula care este astăzi cel puțin 50% din fondul RDIA, cu certitudine vor ajunge la APRIA 1. Era ideea de distribuție la atelier nivelul 2 sau de legul după numărul de locuitori, pentru că atelier de nivelul 2 deja vor primi bani pentru drumurile care le administrează și anul acesta va fi reorganizată și după ce vom identifica drumurile care sunt responsabile și vor fi administrate de către atelier 2, vor fi direct proporțional ca și cei de la centru, cheltuielile pentru kilometru de drum și vor administra acești bani. Cum mai discutat, trebuie să recunosc că partenerii noștri de dezvoltare sunt categoric împotrivă să dăm banii din negociat la atelier 1. Vor continua aceste discuții. Haideți să nu punem astăzi punctul de vedere. Iată, domnul Lapșa este aici și poate să spun câteva discuții care am avut cu finanțatorii internaționali. Este foarte important, prima dată, pe final, vreau să vă spun că să fim parteneri. Aveți în fața dumneavoastră un guvern absolut deschis și vreau să vă spun că o să vă numim lucrurile pe nume așa cum sunt ei. De ce e comun să găsim soluții pentru toate problemele care apar? Avem capacitatea financiară, cea care o avem astăzi. Odată cu sporirea capacității financiare, dumneavoastră nu o să fiți în afara acestui proces. Dar este foarte important să mergem pe aceste reforme prioritare,
dar avem o agendă de reforme prioritare, astfel încât să schimbăm lucrurile aici, în Republica Moldova. Noi ne-am propus doar să facem mai întâi reforma administrației publice centrale, deci despre elaborarea reformei administrative teritoriale vom face împreună cu dumneavoastră, dar cred că acesta este deja un subiect de discuții pentru anul 2019. Până atunci, noi trebuie să facem foarte bine reforma administrației publice centrale. Poate nu am fost chiar consecutiv de cele care am reușit eu să mi le notez. Da. Dacă este necesar de modificat o hotărâre, dacă este necesar de modificat o lege, veniți cu inițiative. Nu este nicio problemă. Exact cum fac pe platforma Consiliului Economic, cât ține de mediul de afaceri, sunt foarte activ și pe acolo se elaborează chiar și proiectele de hotărâre de guvern și proiectele de lege. După care noi le implementăm dacă ele sunt document în folosul tuturor. Astea au fost lucrurile care am vrut să vi le spun. Vă mulțumesc încă o dată. Noi ne-am notat toate întrebările care le-ați ridicat și pe final, în decembrie, vreau să vă aduc fericitări sărbătorile de iarnă care vin și să vă rog foarte mult să aveți încredere în Republica Moldova și haideți împreună cu dumneavoastră să încercăm să rezolvăm problemele care sunt foarte și foarte bine. Mulțumim, dar cred că totuși, domnule prim-ministru, noi toți aici ne-am întâlnit și dumneavoastră v-ați dat seama că avem câteva probleme majore care suntem îngrijorați și așteptăm un răspuns cât se poate de apropiat, în apropiere și în susținere, anume fondul rutier, pentru că este o problemă mare. Și ea a fost discutată permanent cu Congresul Autorităților Locale, împreună cu Ministerul Transporturilor. Deci am participat și cu Ministerul de Finanțe, cu toate etapele acestea de a găsi soluții. Și vreau să vă asigur că Congresul Autorităților Publice Locale nu este unul că adesea mă întâlnesc cu mulți deputați și voi cam acela, criticați. Voi cam acela, nu știu ce. Noi suntem partenerii Guvernului, suntem deschiși pentru a colabora și a veni cu soluții și de fiecare dată noi la toate avizile sau la toate cele probleme, domnule prim-ministru, venim și cu propuneri. De ce vă rugăm mult ca ședința aceasta de astăzi să fie una cu efecte pozitive și într-adevăr așteptăm ca fondul rutier totuși acele resurse care deja au fost negociate ca formulă să vie la nivel local, pentru că cetățeanul atunci o să apreciază nu munca administrației publice locale, dar munca guvernului și vor vedea rezultate pe seama lor. Doi, domnule prim-ministru, avem nevoie de încredere reciprocă și dacă astăzi tot pleacă, foarte mulți pleacă din cei mai buni, haideți să avem încredere în primarii noștri care într-adevăr muncesc foarte sârguicios și aduc proiecte mari, dar și au așa să fie mici. Să motivăm și să încurajăm primarii și funcționarii publici. Că astăzi toți ați vorbit dumneavoastră, dar nu ați vorbit câte localități nu avem specialiști, că pleacă în fiecare zi, că bucătarii din grădinițe pleacă, acum și asistentele medicale care sunt pe un 0,5 unitate, pe motivul că este un regulament care s-a menționat aici cu 20 de pagini și că 200. Nu, dar spun, sunt cerințe care solicită când se licitează, când se pregătească, trebuie să avem un contabil pentru un bucătar care să calcule toate proteinile, glucidele și până la urmă să nu avem un meniu care depășește, care este impus de către Ministerul Educației și nu a fost gândit. Noi vă felicităm cu sărbătoare ca mine. Da. Anul trecut mi-a murit fratele de 47 de ani și mergea
mergeam și mai când am scăpat sicriul în era noroi, era ploaie mare și mi-era rușine să-mi primar într-a patrulea mandat și nu puteam să ajung la cimitir cu sicriul care au duceau și era tot noroi. Astăzi am văzut-o pe doamna primar de la Chișcăreni, mi-a arătat o poză și zice că hai să o arătăm domnul prim-ministru ca să o convingă ce situație sunt el. O nuntă care merge într-o localitate, Mirile și Mireasa, tot alaiu și un noroi de Doamne ferește. Și poza aceasta tot spune, noi toți venim din localități, noi toți dorim să aducem schimbare. Haideți împreună să aducem această schimbare, că avem așa parteneri buni, primarii noștri puternici cu experiență și vă asigur că aceste reforme care le-ați inițiat vor merge bine, dar să avem încrederea și să încurajăm. Și cu aceleași controle, haideți să avem încredere în ei, pentru că vă spun, contabila și de la mine a plecat și secretara nu am, nici contabila nu am. Pentru că spun că nu mai putem să lucrăm cu atât de controle, nimeni nu ne învață și când vine facă frica în ei și o salariu de nimica și căutăm într-un sat mare de 4-5.000 locuitori, căutăm un specialist, măcar cu câteva cursuri de contabilitate. Nu spunem destul de superioare, că nu putem să-i motivăm. De fapt, acestea au fost problemele și rămânem cu dumneavoastră la o convingere, că totuși avem nevoie de această comunicare, calmă de fiecare dată vine și cu soluții și dacă venim instituționalizat, vă aducem și vă abordăm probleme care, cum ați menționat și dumneavoastră, poate o virgulă în acea hotărâre de guvern schimbă soarta în activitatea administrației publice locale și nu numai locale, la nivel de sistem. Cineva? Noi vă mulțumim mult că dumneavoastră ați dat acest curs, această deschidere și aș vrea să-i mulțumesc și domnului Valentin Buznac, pentru că și dumnealui este aproape de problemele noastre. Câteodată noi poate prea suntem în insistență, dar să știți că toți acești primari puternici care vor să schimbe vin aici la cap și spune haideți odată să hotărăm problemele și noi încercăm să le aducem organizat pe cele prevedeți sau pe cele probleme care am putea împreună repede să le soluționăm. Cineva mai dorea să-i spună dacă domnul prim-ministru mai spune? Da. Vă rog, domnul prim-ministru, eu sunt sigur că vreau să vă spun cum sunt repartizate, care sunt criteriile de repartizare a fondului rutier. Știți că ne doare foarte mult. Și nu poate un oraș cu 20.000 de oameni să primească niciun bănuț în fondul rutier cu o localitate de 2 milioane. Să mă scuzați chiar de toți. Aici e strigător la cer. Și nu sunt numai eu un oraș. Care sunt criteriile, etc. Doi ani avem nu primim un bănuț. Și avem un drum național, deci ne-am luat familie de mine, toate delegațiile. Eu sincer mă doare și eu urmăresc. Și toate ele investiuri, amnistiuri, organul central, cercetare, nu o dată, nu fac bun, eu pe mult. Cheltuie 300.000 lei, numai pentru întreținerea drumului respectiv. Curat, să nu fie murdat, să nu fie, să aibă marcar, să aibă indicator, să aibă. Chiar vă rog mult, plăcați-vă lucrul acesta. Fondul lui chiar e o problemă pentru toată localitatea. Vă rugăm, vă rugăm mult să ne soluționați această problemă. Domnul primar, vreau să vă asigur că o să fiți cu toți satisfăcuți de soluția care se găsim pentru repartizarea. Și, dar încă o dată, noi, cum să mai exprim mai voi, toate problemele vin la sărăcină. Cum în familie, așa și în stat. De aceea, evident că noi nu avem. Astăzi vorbim despre fondul rutier. Cu altă ocazie vorbim despre subvențiile în agricultură și tot așa mai departe. Deci, iarăși, noi trebuie să înțelegem că învățim o turtă care o avem astăzi. Și noi trebuie cu toții să lucrăm ca această turtă să devină mai mare, ca să putem să avem de învățit și mai mult. Asta este abordarea mea generală. Deci, pentru că a fost prea mult populism în Republica Moldova. Și ceea ce spuneți dumneavoastră de repartizare netransparentă, anume din cauza asta s-a întâmplat. Noi am vrut voturi, am dat la o primare noastră, am dat acolo, să invers. Deci, lucrul ăsta trebuie să dispară. Și eu vreau să vă spun și vreau să mă ascultați foarte atent și să încercați să înțelegeți acest lucru.
Și repartizarea care se propune acum la numărul de locuitori în fiecare localitate nu este cel mai corect. Pentru că noi o să dăm o sumă oarecare de bani, de bani care le avem astăzi. În general, eu vreau să ajung în situație când noi trebuie să investim atâți bani cât este necesar pentru a menține drumul. Eu vreau nu să inventăm formule de calcul a pensiilor populiste. Eu cred că n-a fost deputat în Parlament care nu avea venit cu inițiative de 50 de lei, 100 de lei, pentru cei de la Cernobâl, pentru acele funcționare publice așa, judecători așa. Noi trebuie să înțelegem foarte clar, noi nu trebuie să distorsionăm sistemul. Trebuie să fie o formulă foarte clară, dar noi trebuie să oferim salarii mari. Asta este foarte important. Este o funcție cu responsabilitate mare și salariul trebuie să fie mare. Obiectivul meu este ca funcționarii publici, cei care lucrează pentru stat, trebuie să aibă cele mai înalte salarii. Pentru că ăștia sunt oamenii care au obligațiunea să dezvolte această țară. Ori dacă noi avem oameni slabi sau fără capacități aici, ce folos că se ducă în domeniul privat cei cu capacități? Dar ei lucrează pentru o companie. Eu am nevoie ca pentru stat să lucreze cei mai buni oameni, cei mai profesioniști. Și iată noi, încet, încet o să ajungem acest cerc vicios care este acum, să-l transformăm într-un cerc virtuos. Pentru că mai departe acest generator se va începe a vorbi în sensul pozitiv. Cu cât mai buni specialiști și profesioniști la stat, cu atât mai mare dezvoltare economică vom avea în continuare. Asta trebuie să fie abordarea cea corectă. Pentru că noi am mai avut și alte situații. Când oferim posibilitatea la o categorie de oameni să meargă gratis în transportul public. Nu este corectă abordarea. Noi nu trebuie să oferim posibilitatea să meargă gratis. Noi trebuie să dăm salarii, noi trebuie să dăm pensii, pentru că altfel se distorsionează sistemul în general. Cei de transportul public trebuie să primească bani pentru serviciile care le oferă lor. Dar noi, tot timpul, am încercat să găsim soluții de genul ăsta. Astea nu sunt soluții sustenabile. Ele îți ajută pe o perioadă oarecare să te menții, dar nu pe mult timp. Asta este abordarea noastră. Poate nu este foarte populară, dar eu sunt sigur că în timp lucrul ăsta va fi apreciat. Domnule prim-ministru, am înțeles astăzi că sunteți cel mai bun guvern, că noi putem dialoga cu dumneavoastră. Și acum slobozenii mei vin de la Slobozia Mare Capoc, știu că sunt la un dialog cu dumneavoastră astăzi. Și aș vrea să mă duc înapoi acasă, să spun ce am dialogat cu prim-ministru. Vorbeați dumneavoastră despre pensionare. Speranța de viață în Moldova este mică. O știm cu toții. Acum vor reuși oamenii noștri să se bucure de acea pensie pe care vorbiți dumneavoastră? Doi. Spuneați despre propunere la legi. O propunere. Toți cei care au rămas să mai lucreze în APL-uri, centrale, locale, se bucurau de acea pensie mai mărișoară. Faceți un amendament la lege în care să spuneți acolo că 1% din fiecare an ați cerut niște propuneri și vin de la oameni. Deci noi lucrăm pentru oameni într-un final, nu? Sunt alegătorii noștri și ai dumneavoastră. Ei ne votează și pe noi și pe dumneavoastră. Spuneați că specialiștii dumneavoastră nu sunt competenți. Ai noștri sunt. Pentru că am început deja să luăm tineri, absolvenți de la Cahul, absolvenți de la Galați, care suntem aproape noi. Îi motivăm să vină acasă. Stau un an, stau jumătate. Deci de vreo 2-3 ani suntem într-un continuu concurs. Dacă deschideți monitorul oficial în fiecare zi, o să vedeți concursuri în primării. Măriți salariile. Propunere pentru lege, ați zis, măriți salariile la apele local pentru că avem specialiști buni, dacă dumneavoastră noi aveți, noi avem și creștem și ne leagă de după aia. Despre drumuri, despre fondul ăsta, nu știu care organisme internaționale sau parteneri v-au spus că nu ne se cade nouă, dar nu cred că ei vor fi împotrivă când acum vin zăpezile, iar noi nu avem cu ce să le dezăpezim drumurile, pentru că, vedeți dumneavoastră, internaționale, naționale se dezăpezesc. Și pentru cine? Pentru acele mașini mari care fac economie. Iar bietul om țăran nu poate să iasă până la strada centrală la o farmacie, nu știu, noi nu putem dezăpezi sau o urgență să ajungă la el acasă. Dați-ne ce este al nostru, pentru că este vocea poporului. Oamenii vor să trăiască pe drumuri dezăpezite, cât de cât cârpite. Și ca să închei, nu vreți dumneavoastră ca să nu mai aruncăm noi acuzațiile pe dumneavoastră, să zicem, noi le spălăm. Banii sunt la dânsi și cereți de la ei. Și noi scăpăm primarii că nu avem ce face drumuri. Dați-ne să ne acuze pe noi cetățenii, dați-ne banii că noi să ne putem descurca cu ei. Mulțumesc!
vreți, eu pot să trec într-o dimensiune foarte populistă și o să-mi bateți pe palme, ne-am pus și am uitat cum vreau. De unde să vă dau bani la atelier nivelul 1? Spuneți în sus. Eu v-am spus în luarea mea de cuvânt pentru salariu. Eu m-am spus în luarea mea de curând că aceeași problemă e și în APC acum. Ca să dăm bani acolo, ca să dăm bani acolo, noi trebuie să ne dezvoltăm economic. Banii acolo sunt... Îi pierdem pe specialiști, îi pierdem pe oameni, ce păcat. Banii acolo se iau din bugetul statului. Guvernul nu are bani să-i probe. Banii în bugetul statului vin prin intermediul impozitelor, care îi plătesc agenții economici și oamenii din salariile lor. Noi dacă nu vom avea întreprinderi, noi dacă nu vom avea locuri de lucru, noi nu vom avea nici buget. De aceea, astăzi suntem în cercul ăsta vicios. Și eu am primit lucrurile pe lume așa cum sunt ele. Lucrurile astea se vor rezolva, dar doar în etape. Noi nu avem pețișorul fermecat. Astăzi am dat, avem banii suficienți în buget și am dat salarii la toată lumea. Stimați colegi, haideți să nu ne repetăm și mai oprim primarul de Cârșiței, insistați, vă rog, dar nu ne repetăm și gata, că avem, mă trebuie să încheiem. Vă rog. Foarte sunt dezamăgit în privința fondului rutier. Deci, vreau trebuie să înțelegeți că, cum domnul ministru de finanță înțelegea, că ar trebui să găsați 3 miliarde de euro de la Delio până 100 de milioane. Deci, acești bani s-au transformat într-o contribuție care este, cum am zis, vor transforma 3 miliarde de lei. Așa că nu ascultați ce spun viceministru sau ministru. O bună parte din primării vor folosi pe contribuții. Stimați colegi, noi deja am abordat și nu ne repetăm. Dacă aveți ceva nou și gata, pentru că avem de aprobat acea declarație care a fost supusă dumneavoastră pentru... Vă rog. Ce vreau să faci portul social? Stimați colegi, sincer vă spun, în primul rând, sigur că noi am ridicat foarte multe probleme astăzi. Noi toți, când ne-am pregătit această ședință, am fixat anumite teme, pentru că nu poți toți cuprins. Într-adevăr, este nevoie și de o pregătire special pe această temă. Și doamna primar, cred că când a cerut domnul prim-ministru și a vorbit despre salarii, de fapt, ideea a fost ținată. Să nu cerem bani de la centru, din bugetul de stat, care e limitat. Ideea a fost alta, care, de fapt, noi mai de mult timp am venit cu niște modificări la proiecte de legi, pentru că au fost înregistrate ca inițiative a deputaților. Acolo unde se pune accentul pe a dezlega mâinile administrației locale, în ceea ce privește, atunci când ai venituri, când muncești bine, să ai posibilitatea cel puțin să folosești aceste resurse. Iată, ideea aceasta a fost. Dar fondul de ieri, ceea ce s-a vorbit, pur și simplu că, dar eu, cât de puțin ar fi banii aceștia, ei pot fi transformate în resurse și mai mari, ca investiții, ca proiecte și așa mai departe. Eu foarte spun, dacă așa asta cu salariile, atunci eu sunt de acord, pentru că eu deja am venit cu modificare la legea privind la salarizare funcționarilor publici, pentru că eu sigur am fost categoric împotrivă, să-i punem toți la același nivel, și atât este funcționarul ăsta, salariul e atât. Graful ăsta, salariul client. Noi trebuie să oferim posibilitatea și eu am impresia că noi am modificat deja această lege, să avem posibilitatea că există fondul de salarizare sau dacă este parte posibilități și atunci, în interiorul unei subdiviziuni, ai posibilitatea să redistribui aceste salarii. Pentru că altfel noi nu le putem mișca în continuare. Fondul VIR, eu vă rog, nu mai ridicați întrebarea, pentru că eu am înțeles foarte bine, eu cunosc și vreau să vă spun peste domnul Rapce. Aici eu m-am clarificat în detalii cu fondul VIR. De aceea vreau să venim cu cea mai bună soluție, vreau să aveți încredere în acest lucru. Stimați colegi, credem că este acum și momentul și timpul să-i mulțumim domnului prim-ministru pentru că a participat la ședința noastră, a ascultat toate problemele, undeva mai sensibile, undeva mai păcăcioase poate, dar foarte, dar aceasta este problema cu care ne confruntăm noi și noi dorim ca să avem o schimbare. Și domnule prim-ministru,
sunt sigură și dorim foarte mult că, începând cu anul viitor, să stabilim, să avem o întâlnire mai frecvent și cu ministerile noastre care sunt, ca să putem să acordăm probleme pe fiecare domeniu, că sunt o mulțime de probleme, să vorbești de ajutorul social, primesc unii 1800, dar fi bine să aibă 4 ore, câteva ore în folosul comunității, că dezvoltăm ce a spus dumneavoastră, deci venim și noi cu multe propuneri care ar putea îmbunătăți și a schimba lucrurile. Vă mulțumim foarte mult! Vă dorim un nou an fericit! Și sigur că acum, stimați colegi, vom da, ați primit toți rezoluția întâlnirii noastre de astăzi, vom da citire doar deci, partea rezolutivă și cu aceasta vom pune la vot și... Da. Deci dacă aveți oameni... Stimați colegi, cred că ați primit toate. Atunci haideți să votăm cine pentru. Cine este împotrivă, unanim, mulțumim mult. Și mulțumim, domnule prim-ministru, știm că nu prea vorbim.